seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a Dimensiunii Psi. În această seară vom discuta despre manipularea prin frică. Vom dezbate acest subiect alături de invitatul nostru din această seară, domnul dr. Ovidiu Dragoș Argeșan. Bună seara, domnul doctor, și bine ați revenit! Bună seara! Este un subiect de mare actualitate, manipularea prin frică. Da, cred că e cel mai actual subiect. Înainte de a ne spune care sunt mijloacele de manipulare, haideți să ne spuneți ce este și de ce apare această frică. Pe scurt. Păi, în primul rând, cum a apărut frica? Cum a apărut frica? Frica este în esență demonică. Îngerii nu știu ce e frica. Deci, frica se regăsește doar la oameni și la demoni. De ce? Frica a apărut. Dumnezeu este iubire. Dar toată lumea vorbește de iubirea lui Dumnezeu, de faptul că Dumnezeu e iubire. Dar nimeni nu vorbește despre dreptate. Nimeni nu vorbește despre momentul în care Dumnezeu îi spune Moise, parcă, răzbunarea e a mea. Și atunci, aici nu apare noțiunea, deci noi nu suntem învățați cu noțiunea de pedeapsă. Pedeapsa, prima pedeapsă, a fost o pedeapsă divină. Căderea luciferică este prima pedeapsă, prima justiție care s-a făcut. Ei, problema a fost la căderea luciferică, îngerii au pierdut tot. Imaginează-ți că pierzi inteligență, pierzi frumusețe. Pierzi bogăție. Exista bogăția spirituală. Lucifer era încărcat cu nestemate. Pierzi blândețe, iubire, toate atributele divine. Le pierzi. Și culmea este că ceea ce a apărut în urma pierderii iubirii nu este ura. Ura nu este primul sentiment negativ care a apărut. Ci frica. Frica este primul sentiment negativ care a apărut după căderea luciferică. Pentru că, cum să vă zic eu, în momentul în care îngerii căzuți au realizat că ei nu înțelegeau care e puterea lui Dumnezeu. El era doar iubire și blândețe. Și bunătate. Și în momentul în care au realizat puterea divină, puterea care a făcut ca miliarde de miliarde de miliarde de miliarde de îngeri să cadă, atunci a apărut senzația de frică. De frică la adresa lui Dumnezeu. Ori, frica face ca să existe, cum să vă zic eu, ruptura dintre îngerii căzuți și Dumnezeu. Deci, frica ca apariție este, în primul rând, demonică. După aceea, la oameni, mă rog, la animale, pare ca un sentiment de conservare. Conservarea propriului corp, conservarea propriei vieți, adică ți-e frică să nu-ți strici corpul care te poate ajuta, ți-e frică să nu-ți strici. Eu știu să nu mori ca să poți să trăiești. Dar, în esență, frica a apărut prima oară când exista lumea spirituală și frica a apărut prima oară de om. Care sunt mijloacele de manipulare la ora actuală? Oh, sunt foarte multe mijloacele de manipulare la ora actuală. Și sunt din ce în ce mai elaborate. Frica este doar unul dintre ele. Este frica, este... cum spun eu... O formă de manipulare este amplificarea unui eveniment. Adică, faci din țânțară un musar. Adică, într-un lucru banal, poți să faci o poveste extraordinară. O manipulare poate să fie prin inducerea în eroare. Adică, prin minciuni. O manipulare poate să fie... și se practică foarte mult. Deturnarea atenției populației de la evenimentele cu adevărat importante. Deci, un exemplu, acum, da? Urmează 21.12.2012. Toată lumea este axată pe 21.12.2012 și pe nimeni nu mai interesează cine candidează la post. Deci politicul e acoperit. Deci, pentru că toată lumea este speriată acum de ce se întâmplă pe 12-12, pe 21-12. Și poate să treacă oricine la alegeri, prin simplu considerent
că pe oameni se interesează acum să-și facă provizii, ca să stea 3 zile, dacă se întunecă cerul, acasă frumos, să aștepte sfârșitul lumii. Ceea ce e aberat. Dar și asta este formă de aberare. Deci de turnarea atenției de la problemele cu adevărat importante. Și așa am pus tot felul de chestii. Adică, sub pretextul certurilor care erau prezentate în Parlament, am rămas fără flotă. Sub pretextul certurilor care erau, nu știu ce, o să rămâne fără Roșia Montană. Sub pretextul nu știu mai ce, o să rămânem fără. Fără. Pentru că așa se face. Deturnezi. Țiganii au expresia asta. Să merge să dai prosteală la români. Adică uite drept și cu stânga operează. Și asta s-a transmis și în politică. Că așa e politică. Și mă arată. Îți arată ea, Ardișan. Și pe lângă nu-ți ia tot. Cât de vulnerabili sunt oamenii la această... Foarte vulnerabili. Pentru că sunt cele trei niveluri la care poate să fie manipulat un om. Prin instinct, prin sentimente și prin gânduri. Bun. Sunt foarte puțini care gândesc, deci sunt foarte puțini care... Se ia statistic, da? Sunt foarte puțini care se uită la emisiuni, cu adevărat, de analiză politică. Oamenii se uită la certuri. Oamenii se uită unde? La cancanuri. Nu la o emisiune, ci la prostii. Și atunci, în funcție de fiecare, se manipulează într-un anumit fel. Într-un fel îl manipulezi pe omul inteligent. Un om inteligent trebuie să-i dai prosteală frumoasă, așa, ambalată frumos. Adică trebuie să-i dai o prosteală cu argumente. Și aici apar cei, că dacă vă uitați, sunt specializați. Deci, să zicem, unii sunt pro-Băsescu, da? B1, pro-Băsescu. Antena, nu știu care, sunt anti-Băsescu, da? Și toți au emisiuni de înțelepți. Unii care îl înjură pe Băsescu, unii care îl ridică să pe Băsescu, cu argumente, deci toți au urmă. Dar amândouă sunt proste. Da? După aia, la un nivel mai jos, avem oamenii care se interesează circul. Și după aia, la un nivel și mai jos, sunt oameni care interesează instinctele. Adică, filmele cu papac, filmele cu sex, cât mai dezbrăcate, cu sutienele cât mai așa, cu silicoanele cât mai mari, cu... Și atunci la fiecare, să știți că nu am evoluat deloc ca omenire. Pe vremea romanilor, nu se spunea ca să manipulezi prostimea Romei, dă-le, domne, pâine și circ. Avem circ. De data asta circul s-a mutat unde? La televizor. Și omul stă frumos acasă și se uită frumos la circul de la televizor, fiecare cu nevoile lui. Ai nevoi spirituale? Tu ești la nevoi spirituale. Ai nevoi, eu știu, să vezi care cu mai care s-a certat? Te uiți la așa ceva. Deci manipularea s-a mutat, efectiv, pe televizor. Dar dacă nu am avea aceste nevoi, ar dispărea frica? Nu. Frica este parte din noi. De ce? Pentru că noi avem un program de autoconservare. Avem un program la nivel de sine, la nivel de la nivel de trup, la nivel de suflet, care ne face să ne menținem corpul în trec. Da? Sănătos. Și atunci, de asta sunt foarte apreciați cei care, eu știu, pot să treacă peste limita, cum se cheamă, peste limita asta fricii, da? Și aici mă refer la toate profesiile care necesită risc. Da? De ce? Pentru că îți trebuie o doză de voință ca să treci peste frică. Deci e îngrozitoare frica. Eu, sincer, tratam oameni care aveau atacuri de panică, care atac de panică este o frică supremă, inexplicabilă, da? Bun, și ziceam, uite și pe ăștia, fără să vreau, prindeam, uite și pe ăștia. Și după aia, când, mă rog, am ajuns eu în radio, că nu înțelegeam ce caut în radio, și m-am mâncat la prima mea cursă pe mașina de radio, într-o oră, m-am dus la toaletă de 4 ori. Mi-era o frică, cum n-am simțit în viața mea. Panică, efectiv. Panică, senzația de moarte iminentă. Da? Ei. Și vreau să spun că, bine, ar trebui să mă întorc în trecut, să descoper că în alte vieți am fost pilot de circuit, că am murit ars
într-un accident și evident că apare senzația de frică care pare să fie din altă dată. Deci frica pare să fie actuală și are ca și conotație strict programul de păstrare a integrității structurale a corpului, poate să fie trecută și atunci vine la nivel de sine, la nivel de șansă, când ai ieșit. Aici apare frica de moarte de ardere, cum am fost eu. Frica de locuri înguste. Oameni care au fost îngropați de vie. Am avut așa ceva. Claustrofobia, da? Este o formă de frică datorată faptului că cineva, eu știu, a fost îngropat de vie, s-a trezit în coșciu și a murit asfixiat. Și automat, el nu are senzația de aer, i-a rămas trăirea respectivă la nivel de sine, da? Din viețile trecute. Deci fricile astea sunt de mai multe tipuri. Sunt oameni care au frica să nu moară de foame. Sunt oameni care tot timpul au... Este o carte, este o... o novelă foarte frumoasă lui Jacques Lacan, care este intitulată Foamea. Și este un tip care, mă rog, rămâne fără aliment și se urmăresc el și un lup. Un lup care vrea să mănânce pe el și el care, bineînțeles, nu vrea să mănânce, să fie mâncat de lup. Mă rog, este, mănâncă lupul, bun, la nu e salvat, dar la sfârșitul, când pleacă cu vaporul, când ajunge în portul de destinație și se ducă ăștia în cușeta lui și la un moment dat unul vede că saltea era tare. În saltea, el avea ascunși biscuiți, sute de biscuiți pe care și păstea de la masă, de frică să nu mai simt odată foame. Și sunt oameni de genul ăsta, care au avut foame, fie în copilărie, fie în alte vieți, și care au talentul ăsta să stivuiască mâncărica, să aibă tot timpul, să aibă, eu știu, 3-4 frigidere, 2 congelatoare, deși acum la ora actuală poți să duci la orice oră să-ți iei ce vrei tu să mănânci. Există, non-stop, nu? Ei, și totuși există oameni care, ca pe vremea lui Nic, mai au congelatoare și frigidere. Asta este o frică. Frica de a nu rămâne fără. Apropo de frici. La un moment dat, nu știam de ce. Și primul meu instructor de pilotaj de mașini, radio, primul meu instructor de pilotaj, Eugen Minescu Cristea, mă trimite, zice, du-te și tu pe Transfăgărășean cu Subaru. Și zic, bine. Vitează. Mă duc pe Transfăgărășean, urc, îi depășesc pe toți. Când ajung sus la București, se aprinde pe coșul. Îi întreb pe ea, unde e cea mai apropiată benzinărie? La 70 de kilometri. Și 50 sau 70 de kilometri la Curtea de Argeș. O să țin minte toată viața un loc cu el. Și zic, am băgat-o pe mine. Dar nu știu de ce. Am intrat într-o panică îngrozitoare. Dom'le, parcă te-a omorat cineva care mai fără benzină. Mai are lucrurile rămas să fără benzină. Dar nu puteam să-mi explic de unde panica asta, că rămân fără benzină. Și vreau să spun că am mers cu Subaru-ul meu. M-au trecut toate mașinile, am mers constant, în treapta cea mai mare, la viteza optimă. Am ajuns la benzinărie și vreau să spun că am avut 60 de metri, 5 litri, ceva de genul ăsta. Lugugan, mai greu cu Subaru. Și după ce a trecut episodul și m-a liniștit că nu mai eram pe becul roșu, am început să analizez, dar de ce, de unde frica asta? Și spuneam într-un episod că eu am fost tanchis în altă viață. Da, am fost tanchis neamț. Da, am fost. Și am fost la prizonier. De ce? A rămas fără benzină. Cu tank. În Rusia. Evident că un tank, oricât ar fi el de tank, dacă n-ai benzină. Și am fost, mă rog, am fost prizonier la Rus și întreaga poveste. Dar ca idee. Și de aici frica mea de a nu rămâne fără benzină. Mi-a trebuit ceva ani, cred că vreo 3 ani, ca să nu mi se mai facă frică. Și astăzi, apropo, am rămas pe roșu și n-am mai avut nicio dreapă, am lăsat mașina și am zis, mă, dacă eu pot trimit pe cineva să ducă să ia, ca să scap de frica aia că mi se atinde becul roșu. Și suntem mulți dintre noi și avem tot felul de frici. Frica de gândaci, frica de nu știu ce, frica de nu știu ce, de un șarpe. E unul care a fost mușcat de șarpe și a mai mușcat de șarpe, e clar că va avea oroare de șarpe. Cineva care a fost mușcat de lupi, care a fost, eu știu ce,
tăiat, va avea oroare de anumite chestii. Și atunci noi trebuie să ne căutăm fricile astea, pentru că fricile astea care se îngăsesc la nivel interior, ne rog de Dumnezeu și ne fac să nu putem să avem o viață împlinită. Noi stăm acolo într-un cocon și ne ieșim de acolo special ca să nu... Pentru că trebuie să depășim niște frici. La ora actuală se merge mai mult pe manipulare colectivă? Da. De ce? În primul rând, nu poți să mergi pe care mai manevrare pe manipulare individuală. Noi suntem foarte mult. Și atunci, ei se merge pe manipulare. Se merge, de fapt, pe amândouă planuri. Pe manipulare individuală, la nivelul indivizilor, care reprezintă vârfuri, eu am rămas blocat. Eu întâlnesc oameni din toate partidele politice. Și mi se pare ciudat doi oameni integri, care sunt foarte convinși de un adevăr, total opus. Și fără să vrei să dai seama, bă, cineva greșește. Cineva greșește. Clar, nu? Ori unul, ori altul. Nu se poate, domne, știți, să vedem o vacă albă și unul zice, domne, e albă și unul zice, e neagră și să avea un doi dreptate. Da, asta este independent. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, inclusiv manipularea, manipularea asta se practică la nivelul tuturor structurilor. Inclusiv e vorba de partide politice, indiferent că e vorba de biserică, indiferent că e vorba de absolut orice, se practică această manipulare. Deci oamenii nu mai sunt, cum să vă zic eu, nu mai sunt curioși și nici măcar nu vor să afle adevărul. Știți că e chiar un... e o pildă. La un moment dat vine Hristos pe pământ. Vine Hristos pe pământ și se întâlnește un călugăr. Și ăsta se uită la el și întoarce o pișcată. Și merge mai departe și vede un preot. Și se duce la preot, preot se uită la el, doar lasă ochii pe mâini și pleacă. Și îl vede și pe patriarh. Bine mai, nici tu nu mă recunoști. La care patriarhul spune, Doamne, zice, ne obișnuisem foarte bine și foarte. Așa că manipularea se practică la toate nivelurile și la nivel de individ și la nivel de... La un moment dat și eu practic manipulare. Și mă sună un tip. Domnule doctor, dumneavoastră ați băgat programe de manipulare în cartea asta, în Atacupsi. Zic, da. Păi și recunoașteți? Da. Și se pare corect? Da. Păi cum, domnule? Dar era omul sperat. Ține-mi zic, eu am băgat următorul program. Să ajungă la cine trebuie să învețe, la cine are nevoie de aia. Și cine trebuie să vină să mă cunosc. Am făcut corect? Da. Deci, manipularea, și n-am zis eu, am citit în cartea unei doamne, o psihologă, a zis așa, există, toată lumea manipulează. Dumnezeu, demon. Să vă zic eu, părinții pe copii, soțiile pe soți, soții pe soții. Șefii pe subalterni, subalternii pe șefi. Da? Toată lumea. Și atunci, diferența este că există ceea ce se cheamă manipulare pozitivă și manipulare negativă. Manipularea pozitivă este cea care urmărește binele tuturor. Adică eu știu care e binele tău și te ajut să ajungi la binele tău. Admițând că, mă rog, ajung la un grad de evoluție. Bine, asta poate să fie de ordin material, de ordin social, de ordin... Mă refer la recuperarea copiilor cu handicap, mă refer la recuperarea recidiviștilor. Trebuie să-i manipulezi. Nu? Pozitiv. Să le arăți varianta pozitivă a vieții. Corect? Tot o manipulare. Să-i explic, bă, uite cum că se poate și cu bine. După aia, manipularea părinților față de copii. Cum îi manipulează părinților? Dacă faci așa, îți dau o steluță. Dacă faci așa, îți cumpăr jucărie. Dacă faci așa, îți pui pantofii la loc, îți dau aia. Da? E o manipulare. Toate astea sunt genele mai... Manipularea, să spunem, premiile sunt o formă de manipulare. Primele sunt o formă de manipulare. Munciți mai mult, primiți primă. Da? Nu sunt forme de manipulare. Nu ne fac să dăm mai mult din noi ca să obținem venituri, etc. Mai bun. Deci sunt forme de manipulare. Numai că sunt manipulări pozitive și negative. Bun. Manipularea ce înseamnă manipularea negativă?
minciuna, de turnarea adevărului, sunt forme de manipulare prin discreditarea. Discreditarea unui, să zicem, ai un terapeut, să zicem acum, nu? Și vrei să-l discreditezi. Și nu-l discreditezi numai pe el. Pentru că nu te interesează să discreditezi pe Argeșanu. Pe tine te interesează să discreditezi terapiile complementare, da? Și atunci, ce face Argeșanu? Face asta. Uite ce face un terapeut. Care pretinde că e și face și trece și tot așa. Asta este o formă de manipulare. Prezentarea, să spun eu, pot să manipulez opinia publică în sensul că arăt cazuri foarte urâte despre. Le, cum să zic eu, le mediatizez, le dau apă la mar, le amplific. E o formă de manipulare. Revenim la manipularea prin frică, la nivel de individ, că ați terminat. Și la nivel colectiv. La manipularea individului, știți ce se întâmplă? Omul are niște nevoi. Există piramida nevoilor lui. Nu știu cum o fac. Marlon, nu știu cum o fac. Marlon. Ei, și nevoile astea au pazele, emoțiile, etc. Nevoile de siguranță sunt foarte multe. Bun, dacă e unui om siguranța, siguranța de ce e dată? De job. De păpică. Da? Deci un om care... O să vedeți că siguranța unui individ, mă refer nu la cineva care are acces la divinitate, pentru că ăla nu îl interesează. Da? Îl interesa pe Hristos că îl manipulau cei care luau taxe romani. Pentru că mai era fris și pe lumea romanilor, da? Erau romanii care strângeau biluri, dar la tot fisc era. Vă dați seama cum nu-i interesa pe Hristos și fiscul roman. Dar ca idee. Deci, nevoile astea, dacă nu sunt îndeplinite, omul intră în starea de frică. Frica de ziua de mâine. Frica să ajung la concluzia că cea mai periculoasă frică este frica de n-ai ținut ce să-i dai să mănânce copilului tău. Știți, am avut multe cazuri în viața mea. Dar să știți că cel care m-a impresionat cel mai mult e a unei tipe care a venit la mine. Când a venit la mine era deja directoarea de film. Directoarea de film. Și mi-a zis, știți de ce am venit la dumneavoastră? Am ceva de spovedit și nu pot să spun la mine. Zic, ce? Zice, într-o iarnă, are o fetiță. Zice, într-o iarnă, imediat după Revoluție, am rămas fără niciun ban. Aveam chiria la apartament de, nu mai știu câte. Până la urmă, au vrut să-i vând apartamentul, a fost o întreagă poveste. Și aia mică mi-a cerut de mâncare și nu aveam un bucat de pâine. Și ce ai făcut? Zice, m-am îmbrăcat frumos, m-am machiat, am lăsat pe dormit. M-am dus într-un bar, am agățat un italian, m-am dus cu el la masă și m-am culcat cu el. Și în timp ce el era la toaletă, am luat bucată de carne, am pus-o între două felii de pâine și mi-am pus-o în geacă. Și zice, n-am venit să mă spovedesc, nu-mi pare rău că am făcut asta. Aș face-o din nou, dacă ar fi nevoit. Și zice, dar nu mi se pare corect că cineva să mă judece pentru asta. Și am zis, eu nu pot să te judec și nu cred că Dumnezeu nici nu te va judeca pentru asta. Și zice, da, deci am făcut multe prostii atunci. Și zice, dar nu le regret. Am făcut ceea ce trebuia în momentul ăla. Și de asta vă zic, ăsta este un caz fericit. A avut tăria să meargă mai la, a avut tăria să se ridice, a avut tăria să urce înapoi. Sunt foarte mulți oameni care rămân acolo. Până la urmă, dacă n-ai ce... Toată lumea zice, dom'le, ce s-a întâmplat dacă? Dom'le, Europa nu are cum să scape de noi. Pentru că, știți, apropo de China, la un moment dat, Uniunea Europeană are loc revolta studenților la Tiananmen. Da. Și sunt împușcați cinci de studenți, prezentați la televizor, pușcați în cap și aruncați în râu.
Și sare în sus Marea Comunitate Europeană. E un fel de fâs în lumea asta. Și toți, și Washington, și tot, sare în sus, vai! Știți ce au zis chinezii? Chinezii este așa. Dacă nu treceți din gură, deschidem granițele. Imaginați-vă, au făcut așa niște calcule. Și au făcut calculele câți chinezi ar veni în fiecare țară dacă ar deschide China granițele. Și erau vreo 100 de milioane care trebuiau să vină de Europa. Dom'le, 100 de milioane. Nu că n-ai cu ce să-i hrănești, n-ai cu ce să-i îngropi. Ați înțeles? Așa că, să știți că ei nu pot să ia deciziile cum vor ei. Ei sunt forțuiți de situația actuală a planetei. Nu poți să faci ce vrei tu pe planeta asta. Că ești Comunitatea Europeană, că ești Washington, că ești Beijing, că ești Moscova. Nu mai poți să faci ce vrei. Că vine aia din spate. Că la le e foame. Pe mine, dacă mi-e foame, mă mai interesează că ai gardă de corp, te ia de gât. Corect? Deci tu, care ești din centru, trebuie să ai grijă să mie, să nu fie foame. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu să fie unii ca mine așa. Că la un moment dat, să nu mai ai nimeni de pierdut. Trebuie să găsesc de toate pe lumea asta. Și atunci, cui trebuie să-i fie frică? Mie nu am nimic de pierdut. Dar ție care stai într-un palat de cristal, care îți ție bine, s-ar putea să-ți pară rău. Și atunci, ei trebuie să se gândească la omul de rând. Omul de rând, la omul de mare, ce pierde. Și el îi se înstrână. Cifre. Cum îl oprești? Manipularea prin frică se bazează prin faptul că își pierde un om, își poate pierde, cum să vă zic eu, luxul, plăcerile. Da. Adică, evident că dacă nu mai ești directorul unei firme și nu mai ești nici apartament, nici. Și atunci, automat, aici este o problemă. Da? Dar, nu se referă la om de... Dar ce se întâmplă la nivelul psihicului? Pentru că asta dominează frică. Frica te paralizează. Problema fricii este că te face să nu mai... Fiind un sentiment negativ, întunecă judecata. Ca și furia. Frica, furie, sunt sentimente care, mă rog, mai apropiată de instinct decât de gândire, da? Și care îți împiedică gândirea. De asta, judecata corectă se face după ce te-ai eliberat de frică, după ce te-ai eliberat de mânie. Știți, principiul mușcă și fugi este un principiu, mușcă sau fugi, este un principiu din natură. De asta este principiul demonic. Da? De ce? Păi, legătura dintre animal și om este că la baza acolo este șapte condamnii. Că e vorba de căprioare, că e vorba de rău, tot șapte condamnii are. Că e vorba de om. Diferența este de vârstă astrală și de conștiință. Dar, în esență, toți sincer căzuți sunt toți. Bun. În momentul în care ești pus într-o situație în care ești în colți, ai două soluții. Muști, deci ataci, sau fugi. Dacă nu mai ai nicio scăpare în spate, ce soluție ai? Și atunci cel mai periculos este un animal încolțit. Când e încolțit, nu mai interesează pe tine, pe mine, că ai 2 metri. Nu. Un proverb american spune nu este important cât de mare e câinele, ci cât de rău e câinele. Deci nu o chestie de dimensiune. Cât de mic. Și dacă câinele ăsta mai are și cunoaștere, stați. Deci, revenim la frică. Inducerea fricii unui individ, haideți să vă dau un exemplu. Cea mai urâtă chestie pe care am întâlnit-o, întâlnesc de la comandorul Claudian Dumitriu, care cred că s-a cam senilizat. Probabil are vreo 10 ceva de ani și e mai dus cu plut așa, dar cred că toți ăștia care sunt comandați de vase la un moment dat iau razna. Și am întâlnit program și nu la nivel de individ, ci la nivel de toți indivizii, că nu fac nicio apologie a cuiva, da? Dar n-ai voie tu, ca individ, care te ocupi de spiritualitate, să blestemi familiile și copiii celor care votează împotriva cuiva.
n-ai vrut să faci așa și să mai consideri și spiritual. Și la nivelul structurilor celor care blestema, le băga, se numește frica de cea mai îngrozitoare moarte. Adică, te paralizează, efectiv, așa. E un program. Înțeți că trebuie să anihilăm tot ce face idiotul, deci nu e cine știe, da? Trebuie să o păcăm să cum să facem cu pe cei care s-au sănătate, că sunt prea bătrâni să mai conducă lumea spirituală. Și trebuie să mai facem și pe aia. Deci, de multe ori, ca om care te ocupi de spiritualitate, te împiedici mai mult de cei care vezi, Doamne, că sunt pe lumină, decât de cei care se ocupă de întuneric. Adică, imaginați-vă că, eu recunosc, școala de radiestezie este una dintre cele mai bune școli. Are una dintre cele mai bune informații. Dar nu poți să faci așa ceva. Să induci la nivel de structuri, de oameni, de, să zic eu, de mase, frică de cea mai îngrozitoare moarte dacă votează împotriva lui Băsescu. N-ai voie să treci așa. Și ăștia așa fac. Linuț, deci cum să vă zic eu, încalcă cele mai elementare drepturi divine. Deci, și pentru asta se cere judecată dreptul. Și nu este care. Frica poate să ne influențeze într-atât gândirea încât să ne schimbe viața? Absolut, da. Imaginați-vă, ești pilot de radio. Da? Ești pilot de radio și ai un accident. Bun. Nu mai poți să te duci la volan. Nu mai pot. Nu mai poți să conduci. De frică. Ți-ai influențat viața? Există chiar un caz celebru, o mașină la, mi se pare că atunci când era la radio de la Monte Carlo, care rămâne pe munchia părpastii. Deci cum este, deci pe la marginea, rămâne cu o roată în afară, cu roata dinspre copilot, la salsa de la liu. Deci când s-a văzut că șoții s-a lăsat. Asta este o chestie. Deci, o cum se poate întâmpla la orice? E foarte greu să treci peste. Frica, să zicem, a luptătorilor. Ai pierdut, ai fost făcut un avar. Lucian. Eu a fi greu. A trecut peste. Dar se vede că i-a fost greu să treacă. Dar e greu să treci peste. Evident. Frica cui? Oricăi, în orice accident e frica. E greu să treci. Ai căzut cu bicicleta la copii. E greu să treci peste. Trebuie să te ajute cineva să treci peste. Aici intervin psihoterapeuții. Eu știu... când eram stagiar, eu am avut șansa să lucrez pe pacienți și mi-am întâlnit profesorul Ionescu. Eu am putut să fac pe clinica lui tot ce am vrut. Și... nu știu de ce. Sincer să fiu, nu știu de ce m-a lăsat. Deci știa că mă duc acolo, știa că stau de vorbă cu toți. Mă vedea că eram dimineața, mă vedea că eram după amiază, că stăteam, făceam terapie de grup cu toți. Și la un moment dat, printre pacienți, am avut un băiat. Pe vremea aia aveam 30 de ani. Ăsta era un tip, avea 40 de ani și a căzut pe o schelă. Și nu mai... A căpătat frică de înălție, nu putea să merge pe schelă. Problema e că era zugrav. Unde mai vezi zugrav? Și să nu se urce să... Dea cu bilinau, tavanul. Și nu mai putea să lucreze. Și nu mai putea să lucreze exterior. Și țin minte și acum, i-am luat pe toți, aveam mai mulți pacienți. Aveam o grupă foarte mișto. Și i-am luat pe toți, m-am dus pe clinica de neurochirurgie la etajul, deci la, are 10 etaje. Și m-am dus cu ei pe acoperiș. I-am aliniat pe marginea de la acoperiș și am început să spunem bani. Și am spus bancuri până când nu am mai simțit frică uitându-se în jos. Bineînțeles că toți ceilalți doctori au nebunit, că au venit asistentele, ce faceți aici? Eram în halat, păi, soare, ce faceți aici, nu mă doctor? Fac terapie. Și mi s-a dus Duhul în tot spitalul nou. Și, da, omul ăla s-a vindecat, s-a externat. Soția lui trebuia să nască. Și mi-a venit după câteva săptămâni și mi-a mulțumit. A zis că mulțumește pentru că era un copil de trecut crescut și n-a putut să facă
să treacă peste episodul din viața lui. Și că nu mă sală, nu poate să o cel mai nimic. Frica este o energie și un program. Da? E foarte important ca psihoterapeutul sau cel care se ocupă de treaba asta să știe și să o preia. Efectiv, e ca și cum ai deconectat spate din priză pe cineva. Și atunci energia dispare, nu vede că nu mai cum să vă spun eu, că nu-i se poate întâmpla nimic rău și în momentul respectiv se eliberează. Frica de zeități, frica de Dumnezeu, a fost prima și cea mai puternică formă de manipulare prin frică. Trebuie să ne fie frică de Dumnezeu? Nu. Sfântul Antonie cel Mare avea, știți ce se întâmplă, într-adevăr, apare, biserica a păstrat în Biblie numai ce-a vrut ea. Și apare la un moment dat, se spune, frica de Dumnezeu este, tata așa spune că în orice caz este legat ceva de frică, cum că frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii și da. Ceea ce e o amoreală. Drăguț este că își dă seama cineva cum ești așa. Și ăsta este Antonie cel Mare. Și Antonie cel Mare spune, mie nu mi-e frică de Dumnezeu. Deci contrazice tot ce a zis Biblia. Tot. Buf! Îi dă o pară. Și după aia adaugă. Pentru că eu îl iubesc pe Dumnezeu. Și iubirea izgonește afară frica. Asta e cea mai multă chestie. Evident că biserica, care alege numai ce vrea ea, a provocat frica de Dumnezeu. Frica de El. Frica de pedeapsă. Dacă nu faci, nu te împărtășești. Și cum mai avea nevoie de împărtășire de la ea. Dacă nu faci, nu-ți dau aia. Dacă nu faci aia, te blestem. Dacă nu faci aia, că mulți. Deci mulți fac lucruri. Exemplu, îmi vine astăzi o contabilă. Și zice, doamne, dacă zice, eu am un popă la care țin contabilitatea. Și nu mai vreau să-l țin. Păi și ce te împiedică? Păi ce l-a fost acum un contabilă, zice, când i-a zis așa, zice, a pus mâna în cap și a zis, las că o să vezi ce o să poți. Și l-a luat și lui. Și zice, mie mi-e frică. Să-i spun ceva lui taica popa. Dar spune tu că mă ocup de taica popa. Îl fac eu să înțeleagă cum e, cu blestemul și cu întoarcerea. Frica. Manipularea prin frică. În general, să știți că prin frică manipulează oamenii slabi. Care n-au nu au argumente să convină. Pentru că bine, haideți să vă fie foarte clar. Există spirite și spirite. Există spirite pe care nu pot fi manipulate decât prin frică. Scuze, cine spune că poți să îmbrânzești lei și să-i faci să sară prin foc cu iubire, mă îndoiesc. Acolo apare frica. Frica recompensă, frica recompensă. Credeți da. Că pe asta se bazează biserica? Absolut, da. Și... absolut. Pe frică. De ce? Imaginați-vă că eu nu știu unde este iubirea în biserică. Care este manifestarea iubirii în biserică? În ce se manifestă iubirea din biserică? Noi îi plătim. Noi îi plătim și când facem comunii. Noi îi plătim când fac și, când fac și botezuri. Noi îi plătim și când fac sfeștanii. Noi îi plătim și când. Nu știu cum se manifestă iubirea bisericii vis-a-vis de mine. Mă întreabă mâine ceva. Bă, dragă, și ai nevoie de ceva? Nu mă întreabă nimeni. Și atunci, cum se manifestă iubirea bisericii? Atunci, noi că facem mănăstiri ca și cum ar trebui. Și aici fac o tâmpenie. Ei nu fac decât să crească subconștientul de grup care a perpetuat aceeași prostii de câteva mii de ani. Și atunci o să nu se facă decât să se autodistrugă. De ce? Pentru că ajung la limite din care nu mai pot să trec. Da? Deci ei primesc lumina de la un minivă. Nu mai pot dincolo de asta. De ce? Hai să vă spun. În principiu, ortodoxie este așa. Călugării primesc de la preoți, preoții primesc de la episcopi. Dacă episcopii nu evoluează și n-au mai evoluat, rămas tot așa, ei nu înțeleg ce e lumina interioară, nu există, nu înțeleg ce sunt alea cer, nu înțeleg că poți să ajungi la un anumit cer în viața asta. Păi nu există.
episcop. Sunt unul sau doi care sunt peste 81, adică de ce 81? Asta e autodosie. Deci nu au. Și atunci nu au. Și atunci de unde primează mine? De la unii ca mine. Prin unii ca mine. Nu ca mine, că nu sunt curios. Dar de la unii ca mine. Și atunci, piramida cu mine. Ei, din cauza asta, ortodoxia o să-și atingă niște limite. Și dacă nu fac ce trebuie, dar nu fac ce trebuie și încerc să nu fac ce trebuie. De ce? Pentru că am interzis moliftele. Bam! Care erau singurile care mai puteau să facă terapie. O să interzică mascule. O să le impună comunitatea europeană. În țările nordice sunt interzise exorcizările. Cât o să dureze până o să interzică exorcizările și în România? Da? Și o să interzică. Bam! Bun. Și atunci ce se întâmplă? Preoții nu o să mai aibă instrumentele de terapie. Pentru că singurele instrumente de terapie la ora actuală, din punct de vedere al preoției, sunt dezlegăile, moliftele și masurile. Și se duc. Și știi ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat în Biserica Catolică. Am fost la Nottingham când a luptat Lucian cu Froci. Și am rătăcit drumul. Păi zic, cum rătăcesc drumul? Că nu rătăcesc drumul. Pentru că eu, mă rog, îl chem pe Uriel, Uriel de Arhanghelul, care, mă rog, a avut grijă și de maică cu pruncul, prin deșert. Deci n-ai cum să te rătăcești. Și eu rătăcesc. Zic, bă, ce caut? Ce s-a întâmplat de m-am rătăcit? Și ajung în fața unei cârciu. Era o cârciu, mă, care fusese biserică. Mi-a stat inima. Am zis așa ceva să vadă. Zic, mai este la maestru. Vedeți-mă. Și zic, haideți că eu nu pot. Trebuie să văd ce e înăuntru. Afară, mese frumos, imaginați-vă o biserică de aia catolică. Și la intrare mese. Cu ospătarii, cu mânuțele pe alea. Și intru. Vitralii! Intru. Înăuntru. Când mă duc înăuntru, altar. Deci altar. Și deasupra era Maica. Și cu Iisus Hristos, vitralii. Și cânta orchestră. Și jos, mese. Și vine engleză la mine. Zice, doriți o masă? Zic, nu. Doar am vrut să văd. Nu vine să cred. Cârciu! Cârciu! Așa o să face și mai cârciu la neamă. Dacă nu înțeleg că ceea ce este important este Spiritul, dacă nu înțeleg că ceea ce e important este ceea ce faci pentru om, nu numai că o să ajungem așa, dar o să le umplem cu alte biserici. Pentru că omul știe ce se întâmplă, mă duc la biserică și să mă... De ce vin oamenii la mine? La mine vin oameni care nu mai au niciun fel de leac. A fost la biserică, s-a lovit cu capul de pereți, a fost la doctor, s-a lovit cu capul de pereți și ajung la mine. Și zice, doamne, doctor, dacă nu face ceva pentru mine, nu mai am unde să mă duc. Am fost afară, am fost acolo, am fost în clinicile din Israel, am fost mai. Dacă nu faceți dumneavoastră ceva... Sunt singurul care am putut să... Da! Deci asta e îngrozitor. În primul rând, când dă-mi o răspundere pe care, sincer, mi-e greu să duc. Și eu zic, doamne, zic, știți ce? Eu nu pot să fac nimic, dar mâna ajută Dumnezeu, am încurcat-o. Pentru că dacă vă bazați pe mine, puteți să plecați de pe acum. Că zic eu, n-am cum și nici nu pot să vă ajut. Și asta zic. Problema este de spirit. Apropo de frică. Biserica... manipulează prin frică pentru că blestem. Deci, blesteamă, de exemplu, Biserica Catolică. A venit la mine, a venit la mine avocații din procesul Biserică Sfântul Iosif, Catedrala Sfântul Iosif, cu blocul tău. Și ăștia toți se învață. Și, bine, zic, de ce s-a întâmplat? Păi zice, am auzit că ne-am pus la dușmanii biserici, la sfârșitul liturghiei. Și atunci, tot ceea ce îți trimite ție, îți trimite energie negativă. E o formă de blesteam. Evident că ți-e frică. Tu, ca om, mă blesteam în biserică. Mine, mie, îmi poate să mă să ridici tot Vaticanul să blesteam, că dar face plăcere. O, ce drăguț și ce important sunt eu. Dar un om simplu nu e așa. Eu știu. Știu să anihilez un program de frică. Știu să transform un blestem de genul ăsta. Și țiganii se bazează pe frică. La fel, exact ca și Biserica Catolică. Când spune țiganul, țigan, ca știți acolo, la gura sobei.
ce te leg eu, nu o să dezlege nimeni și îmi dezleagă și la ala și i-arunca pe apă. E tot o formă de frică, de inducerea frigii. Pentru că frica e cel mai îngrozitor lucru. Frica te face vulnerabil. Frica este o energie care se pătrunde în suflet. Frica. Și atunci, eliberarea de frică înseamnă eliberarea de tot ce înseamnă negativ. Pentru că nu mai poți să fii vulnerabil dacă nu ți-e frică. De cine să fie frică? De Dumnezeu. N-am de ce să fie frică de Dumnezeu. Dumnezeu e drept. O să primesc ceea ce merit. De ce să-mi fie frică? E clar că mi-asum, nu dacă fac o prostie. Dar de cine să-mi fie? De demon? Demonul nu poate să mă agațe mai mult decât în gândul lui Dumnezeu. De cine să-mi fie frică de biserică? Păi dacă biserica e reprezentant al Dumnezeu, atunci nu mi se poate întâmpla mai mult decât vrea Dumnezeu. Dacă e dracu acum în ea, nu poate să fac mai mult decât poate să-mi facă dracu. Deci e foarte simplu, nu are de ce să-mi fie frică. Și totuși, de ce credeți că biserica încă se bazează pe educația oamenilor? Pentru că biserica nu a evoluat ea. Biserica a rămas cu niște dogme de acum 2000 de ani, acum 1500 de ani. Problema este că nu că a rămas cu ele, ci că le-a stricat și pe alea. Pentru că nu mai este, imaginați-vă că de la Mântuitorul acum, tot ce avem, avem ca telefon fără fir. Indiferent că e Duhul Sfânt, că e acuratețe, că oamenii au talentul de a pune de la ei. Indiferent cât de bun sunt. Și atunci, ceea ce s-a ajuns la noi a ajuns de naturat. Ajungând de naturat, vreau să vă dau un exemplu. Iisus ocupa pe Maria Magdalena. Pe gură. Scrie într-una din Evanghelia Apocrifă, da? Și am venit că am zis că e adevărat. Și e adevărat. Și se spune, da? Dom'le, că era... La noi a ajuns că deja s-a dus un păcat. Corect. Nu mai vorbesc de un franțuzesc ceva. Și e păcat. Și aici s-au denaturat. De ce? Pentru că cei care au început să scrie cărțile astea și au ajuns, de obicei, cei mai mulți, să fim serioși, care s-au dus în mănăstiri, sunt frustrați sexuale, sunt unii cu probleme sexuale, sunt unii cu probleme sentimentale. Deci toate cărțile sunt scrise de mare majoritate a frustrației. În biserici. Păi și cum poate să mă învețe pe mine un călugăr? Eu trăiesc în lume, dar și trebuie să am o nevastă. Că așa vrea Dumnezeu, nu că doresc eu să stau în sfânta familiei. Da? Bun, cum poate să mă învețe pe mine unul care n-a văzut o femeie de la maică sau de când a ieșit pe țeavă, cum să mă compor cu o femeie? În condițiile în care nu știe ce e femeie. Eu nu înțeleg pe aceștia care se duc, dar de obicei cu coarnele care se duc și se spovedesc la călugări, sunt femei care sunt frigide. Și se duc acasă și spun, mi-a dat părintele un canon și n-am voie. Normal. O frustrată se duce la un frustrat ca să-și ascundă propria frustrare de unul care ar fi normal și ar vrea să-și opună și el. Și atunci, cine-i de vină? Hristos! De ce-i de vină Hristos? Păi evident că dacă ăștia au dat legile, ea să ia după ăștia, Hristos e de vină. Și de fapt, drăguțul n-are nicio vină. Și din drăguț, știți care e? Hristos binecuvântează relația dintre femeie și bărbat. Și binecuvântează produsul copiilor lor. Vă dau un exemplu. Prima lege dată de Dumnezeu pe pământ, știți care a fost? Nu e să nu minți, nu e să nu ucizi, nu e să... Știți care e prima lege? Crește și vă mulțiți, mă. Și dintre ăștia numai chinezii au făcut-o ca lumea. Chinezii și indieni. În rest, noi, supra-ortodoxii, numai noi creștini, suflet. Țigani. Și țigani. Corect. De-aia iubește Dumnezeu, pentru că ei au dat naștere. Vreau să vă spun ceva. Noi zicem că, dom'le, faptul că lași cu spiritele să se nască, ăsta e sensul vieții pe pământ. Să fie cât mai multe spirite, nu să trăim noi bine. Vorbesc foarte serios. Sensul vieții este să lăsăm. Imaginați-vă planeta Pământ, o școală de o școală de corecție, da? Bun. O școală de corecție care ar putea să aibă 10 miliarde de locuri ocupate și noi nu ocupăm decât o parte. De ce? Fiindcă nu vrem noi, că ar fi înghesuială, că de unde, de ce să le dăm și la aia și tot așa.
Și, de fapt, împiedicăm alte spirite să evolueze. Bun, rău! Le împiedicăm să evolueze. De ce? Pentru că singurul nostru argument este că ne ia din propriile noastre plăceri. Asta înseamnă să vă așteptăm mai mulți copii, indiferent, 15, 10, 15, 20. Să știți că da. Și dacă am putea să avem și grijă de ea, și perfect. Să știți că da. M-am întâlnit cu o elevă de-a mea. Elevă de-a mea, de foarte multe plinii mei cursante. Însărcinată. Ce vrei, mă? E al doilea copil, știam că a avut unul. Zice, nu, e al patrulea. Nu bine mai facem noi, eu și cu tine, pe toți. Zice, dacă alții nu vor, îl fac și pe al patrulea. Și arăta foarte bine. Și vreau să spun că mi-am lăsat aminte așa de parcursul ei. Câte, cum vă spun eu, câte schimbări, câte transformări, câte suferințe. Și era ok. Era însărcinată și era ok. Bineînțeles că bănesc că nu e greu. Nu e ușor cu trei. Și astăzi mi-a venit o altă doamnă care are trei băieți. Deci sunt oameni care au și au înțeles treaba. Și vreau să îi ajut Dumnezeu. Îi ajut Dumnezeu să îi crească. Revenim la frică. Frica joacă un rol important în lupta dintre bine și rău. Le acordă asta un avantaj de demonilor? Nu. Le facilitează accesul? Nu. Au anumite avantaje? Nu. Deci, dacă vă referiți în acord cu omul, da. Dacă vă referiți în acord cu omul, da. Omul este vulnerabil prin frică în fața demonilor. Pentru că demonul zice, da, de ce să faci așa? Ce o să zică lumea? Ce o să zică părinții tăi? Ce o să se întâmple dacă se află? Cum o să poți? Cum să faci copilul ăsta? Îți dai seama că este... vei fi blamată de societate? Frăs. Ai o anumită vârstă. Ai o anumită vârstă. Dacă face sindrom Down. Da. Dacă iese genetic greșit. Plus cum o să crești. Nu se pune problema. Dom'le, orice copil se naște cu onorul lui de la Dumnezeu. Orice copil are copiile pe jucările pe care le merită. Da? Eu nu să știți că nu sunt un copil care am avut tot ce am vrut. Nu, eu cred că în toată viața mea, nu știu dacă am avut 20 de mașinuțe. Per total. Da? Și dintre care 13 erau de-alea mici. Asta ținem foarte bine minte. Vorbesc foarte serios. Și întotdeauna m-am întrebat de ce alții au mai mult. Și eu n-am decât atâtea. Și vreau să spun că le-am dat la un moment dat cadou unui băiat prea murit. La un moment dat avea un tumor. Dar! Și am înțeles că fiecare om, fiecare copil are cât îi îngăduie Dumnezeu să aibă. Și atunci orice copil se naște cu unul cu și poți să-ți dai seama. Prin copii se pot obține drepturi divine. Copiii care vin din ceruri mari pot să-ți aducă foarte mult bunăstar. Foarte mult, foarte mult ajutor. Poate să te ajute să începi lucruri noi. De ce? Pentru că tu trebuie să-l ajuți pe el. Dacă un copil de-al tău are voie să studieze în Anglia, tu o să ai banii să-l ajuți să studieze în Anglia. Asta e important pentru un copil. Dacă el trebuie să studieze la învățământ de stat, studia la învățământ de stat. Asta depinde foarte mult de ce hotărăște Dumnezeu. În raport cu copilul respectiv. Și e foarte bine așa. Ei, frica. Evident că nouă ne e frică. Ne e frică de ce zice lumea, de ce zic părinții, ne e frică de ce se întâmplă dacă. Dom'le, vreau să vă spun ceva. Nu mă poate da nimeni afară din universul ăsta. Pot fi omorât? Absolut da. Pot fi negligat? Absolut da. Dom'le, eu sunt eu în raport cu Dumnezeu. Am stat și m-am gândit. Bine, și dacă într-o zi, ce, eu sunt cel mai sfânt om, am și eu bubele mele în cap, da? Și m-am gândit, ce, dacă într-o zi apar poze cu așa, pe net. Și aveam o problemă. Aveam o dilemă. Și ce dilemă? Să te-am de vorbă cu o tipă. Tipa asta cu foarte mulți bani. Și la un moment dat am vrut să o șantajez. Am mai întunit cu plicul și a zis, uite, avem poze cu dumneavoastră cu așa.
Vrem atâta. La care mulți dintre iluștrii noștri ziariști, care sunt pe la televizor, pe la televizor mari, comentatori, sunt, într-adevăr, sunt doar niște șantajiști ordinari. De asta mi-am toți mai lei. Adică apar ca, cum să spun eu, reprezentanții adevărului și sunt oameni pe care îi știu și pe care i-au șantajat după Revoluție, după aia, după aia, după aia. Și știu pe nume, nu pot spune la ei, pare rău să mă iertă Dumnezeu. Vii să-mi spui care e adevărul, nu știu ce ai făcut. Deci, nu e vorba că te-ai împiedicat de asistentă în cămară, ci că ai șantajat oameni pe sute de mii de euro, că îi dai în gât că au fost ei, nu știu, pe un... chestii de-astea multe. Mă rog. Ei, știi că am zis așa, zice, nu zice, știi ce mi-a zis? Te rog frumos, dacă o pui, pune-mă pe prima pagină, nu? Eu nu pot să mă pui pe pagina a doua, a treia, a patru, pe prima pagină. Și dacă îți dai un prim plan, îți ofer eu unul gratuit. Și am zis, da, cred că așa aș face. Cazul în care, mă rog, filme, știți că la un acolo se filmează, se. Eu nu sunt cel mai ortodox dintre terapeuți. Și am zis, le dau un plan și le fac și o filmare super profi. Cu tot ce fac eu și le și explic. Este frica de moarte cea care ne influențează în viața, reacțiile... Și mă gândeam, când îi zice ceva, știi ce mă gândeam? Să-i facem și eu un masaj de prostată gratuit, în direct. Bun, despre ce era lor? Frica de moarte. Ce este cea care ne influențează în viața? Da, îngrozitor. Frica de moarte este cea mai îngrozitoare. Spune un proverb roman, nu se pare. Spune un proverb roman, mai grea decât moartea e frica de moarte. Dom'le, dacă ai trecut de frica de moarte, vă zic că ai trecut de toate. De ce? Pentru că atâta din când trăiești poți să mai faci ceva. Eu, știți, la un moment dat, am avut niște încercări așa mai dubioase. Și le-am transmis așa oamenilor. Zic, bă, aveți grijă să mă omorâți. Că dacă mai mici într-un degețel, vin după voi. Nu mă interesează unde. Cumva vin. Și a fost momentul liberării mai mult de frica de moarte. După aia, altă frică este frica pentru ceea ce ți-a întâmplat copiilor tăi. Toată lumea, știți, am primit chiar blamare că am 6 copii. Pentru lumea care nu știe de ce am 6 copii, o să le explic. Aveam 3. Și când aveam eu 3, eram plecat la un curs. Și fără să vrei, intri în luptă cu paranormal, da? Și intri cu paranormal, vei paranormal. Și la un moment dat am intrat în luptă cu niște paranormal ruși. Și eu văd ce se întâmplă. Pentru că am înger păzitor. Îmi descoperă. Și la un moment dat, la mine acasă, s-au dus 2. Și eram plecat. Eram plecat. La cursurile mele din țară. Și acasă era, mă rog, familia, copiii. Și aveam un cățel. Și atunci mi-a fost prima oară frică. Că cineva putea să mă pedepsească prin copiii mei. Evident, i-am aranjat pe respectivii. Să nu mai știe cum îi cheamă în veci. Dar, mi-am dat seama că eu nu o să pot să-mi plictisesc niciodată copii. Și atunci am făcut, am judecat nu divin, ci natural. Și natura spune ca un individ să supraviețuiască, este bine să fie cât mai mult. Și așa a început periplul. Și așa a început să am copii. Nu i-am ales. Vreau să spun că nici măcar n-am ales. Au fost momente în care am ales, mă rog, să fac copii cu o anumită persoană care și-a dorit copii, nu avea posibil. Și am zis, nicio problemă să fac eu. Tot din perspectiva ideii a copiii mei să fie protejați. Nu o să-i distrugă pe toți, pe mulți, cum nu știu. Și atunci,
cel puțin nu va supraviețui. De ce? Parla nu trebuie să supraviețuiască neapărat. Pentru că, până la urmă, nu sunt nici eu important, nici copiii mei. Adevărul nu ține nici de mine, nici de mine. Dar mi-am dorit treaba asta și mi-am dorit să nu mai fiu vulnerabil prin copiii mei. Și de asta probabil că o să mai fac copii, nu o să mă limitez la... Pentru că, de omul rând, nu pot să-i omoară pe toți. De chinii, nu pot să mă chinuie și nici nu. Pentru că, la un moment dat, ajungi să lucrezi și pentru persoana importantă și... Și devii vulnerabil prin familia ta. Da? Și iar deja, în campanie de logie, ia să-ți iau copiii. Crezi că ți-e greu să-ți dispar copiii din fața locului? Crezi că îi găsești? Așa se pune problema la anumit nivel. Și eu n-am bani de gări, de corp, de la-la-la, de băieți de la brigadă sau... La mine lucrurile sunt foarte simple. Și atunci nici nu o să pot să tac. Că ăsta sunt. Și atunci, fiecare copil cu norocul lui, fiecare copil cu protecția lui divină, evident, și... Eu am înțeles că trebuie să-i ajungi și să-i protejez de la distanță. Nu sunt implicat, în afară de mari bani, nu sunt implicat în creșterea lor. În felul ăsta nu sunt vulnerabil prin ei. Sinuciderile pot fi însă prin frică? Absolut. În general, sinucigașii sunt cei care ajung la un gând și anume că drumul lor s-a închis și nu găsesc nicio poartă de ieșire. Nu mai văd dincolo. Și asta de obicei este făcută de demon. Există o frică. Gata. Mi s-a încheiat. Nu mai am nicio soluție. Nu mai am nicio scăpare. Da? Și nu vede scăpare decât în partea asta. Da? Bineînțeles că este demonică. Sunt foarte rare cazurile, hai să zicem, când sunt niște programe de altă sunt și așa ceva, dar foarte rare. În mare majoritate sunt induse fie de demon, și atunci ești vinovat, că ai ales greșit, dar pot fi induse și de oameni. Pentru că dacă îi se induce un om ideea, nu mai ai nicio scăpare, și se repete asta în cap, și la și lulu, omul ăla va stăi de la geam. Bine, acum ne gândim cât de puternic e. Știți că la un moment dat, eu aveam o discuție cu tatăl meu, în contra, aveam vreo 14 ani. Și îmi zice, știi ce? Dacă nu-ți convine regimul, să ai decât să sari de la geam. Și zic, eu, niciodată. Și la care tatăl meu zice, tu știi că ești foarte tare? Eram cu eu ce o să spui. Tata a avut pregătirea psihică, apropo de partea rusă. Deci ei au făcut pregătirea, hai să zicem, la școlii ruse de parapsihologie. De la el am avut prima oară de inducție sentimentelor, de a grijă când te duci în aglomerări, pentru că problema este, știți, apropo de partide. Partidele sunt deștepte. Fac un concert, da? Oamenii se duc la concertul respectiv pentru formație. Da? Bun. Dar în spate sunt niște paranormali. Ăia își cântă, își văd de treaba lor și ăștia le induc. Votați partidul nu știu care. Chiar dacă formația n-are niciun vin. Și nici nu știe după aceea ce se duce ăla și votează partidul care a avut formația respectivă. Adică există chiar și chestii de genul ăsta. Evident că inducerea sinuciderii, cum am tot cum la sinucidere, este plătită din punct de vedere de divin de cel care a indus. Nu de cel care. Care poate să fie doar slab. Ți-i zici, tu doamne, cineva care e mai puternic decât tine. Credeți că oamenii învață mai bine dacă sunt amenințați sau speriați decât dacă li se prezintă adevărul și sunt lăsați să aleagă? Vreau să vă spun ceva. Omul, și asta n-am să zic, am zis-o Petrețuțea, e un biet animal rațional. Deci el e un biet animal rațional. Asta a spus Suțea. Omul fără credință e un biet animal rațional. Ceea ce face pe om cu adevărat om, este culmea, credința. Animalele nu au credință. O rațiune, dar nu au conștiința divinității. Bun. Ei, a mai zis cineva ceva, și ăsta a fost Gustave Le Bon, că orice mulțime se comportă ca o turmă. Deci, dacă luăm cele două și le punem una la alta, facem următorul exercițiu. Ce avem? Om, animal rațional,
mulțime, turmă. Credeți că poți să discuți cu o turmă? Nu, din păcate nu. Deci când e vorba de un popor, nu poți să-l convingi un popor. Asta e cea mai mare prostie. Un popor trebuie, cum să spun eu, unui popor trebuie impuse legile prin forță. Nu se poate altfel. Nu poate fi educat altfel, pentru că el este o turmă. Da? Când vorbim de educație, este altceva. Eu mă ocup de educație. Ce fac? O trezire a conștiinței de sine, recăpătarea stimei de sine, înțelegerea aceea, raportarea cu divinitatea. Corect. Dom'le, dar asta o să vadă peste 40 de ani. Păi n-avem timp, măi, să mâncăm semințe pe marmură și să, până atunci, până noi impunem niște norme care să fie foarte clar constrictive, deci să fie foarte clar de natură care nu au nicio legătură cu educația propriu-zisă, ci de frică, n-ai cum să conduci un popor. Ceaușescu a reușit să facă ceva din cauza fricii, nu din cauza conștiinței. Da? Deci frica nu este întotdeauna negativă. Frica câteodată este constructivă. Da? Tot ce ați văzut măreț este făcut prin frică. La un moment dat. Bun, la ora actuală trece să... Nu mai putem să facem treaba asta. Corect. Dar cum putem să facem treaba? Tot ce avem noi de făcut. Păi există frica și există frica de pedeapsă, nu? Ca aia este. Și există recompensă. Putem să facem același lucru pe principiul cu recompensă. Nu de frică. Și aici intervine înțelepciunea mai marilor. Cum putem să facem? Păi aici facem, când e vorba de impunerea unor legi, facem prin frică. Când e vorba de realizarea unor chestii, facem prin intermediul recompensei. Pentru că, dom'le, avem și lucruri bune, dar avem mai lucruri rele. Deci am cunoscut oameni care multă doamnă și era foarte mândră. A zis, dom'le, de ce știi? Eu am avut o fabrică care făcea cu mult componente japoneze. Mă rog, le-am asamblat la noi. Și ce știți care este mândrirea mea cea mai mare? Ce? I-am vândut pe japonezi. Erau uimiți. Că puteam să facem producție mai bine decât ei. Și zice, și le dădeam și nu mai durmea cu jumătate de oră. Erau aia disparați. Că făceam producție și nu mai dădeam și drumul să plece. Și nu înțelegeam. Deci ei nu înțeleg treaba asta. Cum adică să le dai drumul mai devreme? Și zice, da, zice, păi spuneam, dacă terminați cu jumătate de oră înainte, vă dăm drumul, vă dăm drumul mai devreme cu jumătate de oră. Nu. Cum poți să faci ceva în România? Mă rog, chestii de genul ăsta. Deci poporul român are un potențial fantastic. Nu știu dacă știți, în al doilea război mondial era un general german. Și zice, domnule, zice, soldatul român învață într-o săptămână ceea ce soldatul neamț învață în 3 luni. Problema e că învață în 3 zile. Aia era problema. Deci aici, cum să vă zic eu, dintr-un anumit punct de vedere, poporul român are niște potențiale foarte bune. Numai că și ce se întâmplă? Noi avem o problemă în a alege conducătorii. Adică cum să ne alegem? Să ne alegem, dar să-i și respectăm. Adică cine ești tu să-mi spui mie ce să fac? Chiar dacă eu te-am ales. Păi dacă eu te-am ales, bă, lasă-mă să spun ce e de făcut, nu? Nu. Românul oricum e mai deștept să se pricepe și la agricultură, și la fotbal, și la politică. Și atunci se pricepe la tot. Și din cauza asta merg lucrurile proaste. De ce? Pentru că oamenii pe care le alegem, de obicei ne respectăm. Și ne respectându-i, nu poți să-i urmezi. Bine, și problema lor, că nu reușesc să convină. Nu au acel ceva care să te facă să-l urmezi. Să te convingă că el este o soluție și că ceea ce spune el este și corect. Este suficient să credem în Dumnezeu pentru a scăpa de frică? Să știți că da. Deși nu e tot adevărat. De ce? Păi până și diavolul crede în Dumnezeu. Ceea ce confundă oamenii confundă credința. Credința are și dracu. Dracul vede tot timpul pe Dumnezeu. Așa că el știe că există. Deci el are credința mai mare decât mine. Care nu-l văd. Deci ceea ce te face
să te eliberezi de frică nu e credința în Dumnezeu, ci înțelegerea lui Dumnezeu. De ce mi-e frică de Dumnezeu? Pentru că nu știu cum acționează. Pentru că este de neînțeles. E de neînțeles pentru că l-au făcut alții de neînțeles. Dacă eu cred că Dumnezeu este unul care stă cu parul și a greșit adușeam trosc și e mai greșit și trosc, evident că îmi creez această frică. Dar eu dacă înțeleg că Dumnezeu este un vreau să spun un tip deștept, care acționează după anumite principii, care sunt juste, sunt bune. Am un singur amendament și ăsta mi-e foarte greu și e cel mai greu să accept. Știți care, ce este cel mai greu la Divinitate? Faptul că primează binele tuturor în detrimentul binelui personal. Asta e nasul. Da, e o realitate. Adică, dacă binele tuturor ar fi ca, eu știu, un lucru să se întâmple, lucrul ăla se va întâmpla. Și atunci e foarte important să urmărești binele tuturor. Dar, în rest, toate principiile divine urmăresc binele meu. Binele meu nu este un bine neapărat imediat. Că asta e frumos la Dumnezeu. Un lucru care acum poate să fie nasol, poate să fie bine peste N ani. Știți, știți de ce am fost la Roma? M-am dus la Roma, nu mi-am luat prietena cu mine. M-am dus la Roma la Colosen. În momentul în care trăiești și la sfârșitul vieților tale, te duci să-ți înnești monadele, se cheamă. Spun asta pentru că sunt mulți care să vină în situația asta. Și eu, într-o viață, am fost gladiator. Și mi-a plăcut viața. Și chiar dacă am fost sclav. Am fost sclav, am câștigat sabia de lemn. Deci n-am murit. Am fost antrenor după aia. Dar, ca idee. Și m-am dus acolo de ce? Pentru că în momentul în care lupți, ucizi, ești rănit, curge sânge, îți rămân urme de suflet. Și m-am dus în cross, mai efectiv să stau să-mi repar sufletul de acolo. Vine că am venit de acolo un pic mai puternic și un pic mai plin de toate. Ei! Tot ce vreau să spun este că viața aia de acolo, eu aveam o impresie foarte greșită despre mine. Și se părea că sunt mai slăbuț așa, mai micuț, mai vulnerabil, și dintr-o dată mi-am dat seama că, de fapt, e o impresie. Că, în realitate, nu sunt, știți, am fost ca puiul de leu. E foarte drăguț când e mic. Dom'le, când se face mare, nu mai e chiar așa. Și, deși viața mea de atunci nu a fost foarte drăguț, a fost chiar nasoală. Și una dintre lucruri, pe care le vezi ca gladiator este să-ți omor prietenii. Fiecare pe care, până la urmă, astea, te iubesc, dar acolo, care mai bun rezistă picioare. Lucruri care, cum să spun eu, te detașează de foarte multe lucruri. Pentru că oamenii sunt foarte mult împiedicați de atașamente, de sentimente, de instincte, de orice ce sunt eu azi, în clipa de astăzi, are ca și conotație și viața mea ca și gladiator, și viața mea când eram soldat, neamț, în vreo război mondial, și viața mea când am fost, eu știu, pusnic, și viața mea în care am fost ce-am mai fost eu. Adică toate astea mă fac să fiu ceea ce sunt acum. Și fiecare este făcut în mai multe fațete. Da? Iar ceea, cum să spun eu, artizanul nostru, al tuturor, pentru că fiecare e bun pe ceva, și îmi doream să fiu un înger al iubirii. Bă, și nu merge. Sunt ca și mașină de cusut de la Cugin, știi? Oricum le asamblez tot italienele astea. E, așa sunt și oamenii. Oamenii sunt făcuți pentru ceva. Au o... Și cum să spun, nu pentru că ne face Dumnezeu. Adică, și atunci când a Dumnezeu, așa m-a făcut Dumnezeu. Nu. Așa ești. Așa e aluatul. Așa e fiecare aluatul lui. Și trebuie să ți-l asumi. Și ca să ți-l asumi,
Eliberarea de frică vine tocmai din asta. Știu cine sunt, știu ce caut pe pământ, știu ce misiune am. Știu care e relația mea cu Dumnezeu, știu care e relația mea cu Dumnezeu, știu care e relația mea cu oamenii, știu cum se va întâmpla decât dacă de Dumnezeu. Etc. Există în evoluția noastră spirituală momente în care frica poate fi benefică sau constructivă? Absolut, da. Trebuia să intru știți, pare ciudat. La un moment dat, noi suferim câteodată și de păreri foarte bune despre noi. Și Doamne, care e un tip foarte deștept, îmi zice, intră în ring. Da. Eu centură maro, mă vătuzem și cu centură negre, mă rog, cu minte. Mă duc la Cezar Pula. Trebuie să intru în ring. Păi zice, vorbește cu domnul Grindean. Mă rog, e secretar Federației Române de Carte Mărțea. Mă duc, am venit să intru în ring. Să uită la mine. Tu te și încălzește-te. Și mă duc frumos, mă încălzește. Să uită băieții la mine. Hai, sus, spune-te, mă. Dom'le, m-am luat o bătaie. Deci m-am luat o bătaie. Am zburat prin corzile alea. Am văzut țipa cu ei de pe mine că mă omoară. În orice caz, mi-am scos, știți, părerea bună despre mine, apropo de... Oamenii au o părere foarte greșită vis-a-vis de Dumnezeu. Am impresia că Dumnezeu înseamnă să stai frumos și să te rogi. Cu fundul în sus. Ei au impresia că sunt acțiuni limitative la Dumnezeu. Doamne, Dumnezeu dă pace, Dumnezeu dă război. Dumnezeu îți dă și premii, Dumnezeu îți îngăduie și pedepse. Dumnezeu îți îngăduie și victorii, Dumnezeu îți îngăduie și suferințe. După ce am ajuns eu acasă, a doua zi, nu mai știam care unde mă doare, și îl trec. Dar de ce a trebuit să trecă prin asta? Și mi s-a spus. Păi dacă altfel n-ai înțeles, n-ai fi înțeles că ceea ce faci tu nu este eficient. Mai m-am dus la școală. Să învăț eficiență. Dar ca idee, deci, noi toți avem păreri de astea greșite. Și atunci te duce Dumnezeu. Evident că eu am șansa că, mă rog, hai zicem că am un acces. Și având un acces, știu ce cere de la mine. Dar, nu toți am. Și atunci, îi vezi că se duc ba așa, ba încolo, ba încolo și viața lor pare așa vândala. Nu în realitate. Dumnezeu te conduce astfel încât să te ducă unde trebuie sau prin experiențe prin care trebuie astfel încât să-ți iei lecție. Și dacă nu ți le iei cu foc, deci nu ți le iei cu bine, ți le iei cu japca. Și tot le iei. Ne puteți da și alte exemple? Apropo de frica în evoluție spirituală care poate fi... Și de reveni. Și la un moment dat se pune problema să fac o chestie. Și zic, Doamne, mi-e cam frică. La care Dumnezeu îmi spune, foarte bine. Asta înseamnă că o să fii foarte atent. Câteodată, prea mare încredere în tine te face să scapi din vedere lucruri. Mi s-a întâmplat treaba asta. Mai fac, hai să zic așa, protecție psi, da? Și la un moment dat, nu multă lume știe că la ora actuală e foarte important ce se întâmplă în spatele unui sportiv. Și, domnule, am avut foarte, foarte bună impresie că am avut ce se poate face la un moment dat. Domnule, și aici tu întreg, bam. Mi-am asumat o parte din... Și am înțeles că trebuie să fim mai, cum să zic eu, profi în ceea ce faci. Și mai ales că nu trebuie să subestimezi pe nimeni. Și încă ceva, că întotdeauna dacă vrei să iasă un lucru bun, trebuie să-l verifici personal. Clar.
nu poți să te bazezi. Adică e foarte rar că zici oameni pe care să te poți să bazezi la 100% că un lucru iese bine. Și atunci și ăștia sunt foarte greu de găsit. Când îi găsești, trebuie să-i ții aproape. Dar dacă nu, trebuie să verifici tu, ca tot ceea ce se facă, să se facă ca lucru. Până să te trezești spiritual, crezi că ești cineva. Apoi realizezi brusc că nu mai ești ceea ce credeai. Astfel apare frică. Frica că nu mai ești sigur de nimic, frica de nebunie. Ce recomandați oamenilor care trec prin această fază de trezire? Pentru a face... Dacă o frică, e o nesiguranță, evident. Pentru a face față fricii. O știți care este problema? Lumea e la fel și înainte și după trezire. Ceea ce se schimbă nu e lumea, ci percepția noastră asupra ei. Deci, eu pot să am percepția ceea ce văd, pot să am percepția ceea ce este energetic, pot să am percepția ceea ce este spiritual. Asta nu înseamnă că lumea e altfel. Lumea e cum e. Și să știți că cea mai mare dovadă de înțelepciune nu este când vrei să schimbi lumea. Eu sunt dintre ei care s-a născut că vrea să schimbe lumea. Ci în momentul în care înțelegi că lumea este cum trebuie să fie. Și e foarte bine cum e. Cu binele, cu răul din ea, cu alea, cu alea, nu mai este bine cum e. A, că este perfectibilă. Bine, corect. Că este schimbabilă. Absolut nu. Dar în clipa de asta, lumea este așa cum trebuia să fie. Bun. Și atunci, problema în trezirea spirituală este că nu mai ai nicio bază. De ce? Orice evoluție, orice prag, să știți, îți dărâmă tot ce ai construit până atunci. Și ăsta e farmec vieții spirituale. Știți? Eu, în clipa de față, sunt la faza la care mi se dărâmă tot. Absolut tot. Și nu că e greșit. Dar e clar că ceva e... trebuie reverificat. Și stăteam așa... Știți, mi-a rugat aminte de Iov. Știți? Când stătea Iov așa pe grămadă de gunoi. Știi? Și se gândea, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și mă gândeam, bine, am cam obosit. Deci am crezut de atâta ori încât am obosit să mă ridic. Și Doamna Doamna zice, uite, dar mai e ceva de învățat pe aici. Nu zic mie. Ei, ți se dărâmă fundamentele și trebuie să, chiar, și vreau să spun, mă uitam la cărțile pe care le-ați scris. Sunt ok. Dar cred, deci de la prima carte de la Tragopsie au trecut 10 ani, cred că prima ediție pe care o să o suport, o să o revizuiesc. Eu cred că fiecare carte trebuie revizuită măcar o dată la 10 ani. Cred că 10 ani este cifra corectă. De ce? Pentru că vin informații care completează sau care poate chiar schimbă anumite reguli pe care noi le considerăm a fi viabile la momentul respectiv. Ei, și atunci în momentul în care te trezești sau treci de un prag spiritual, ți-a dărâmat tot. Dar, tot ceea ce faci nou, faptul că reanalizezi toată viața ta, tot ce ai făcut, tot ce ai crezut, tot ce... cum să spun eu? Absolut tot. Te ajută să descoperi lucrurile. Și numai că te ajută să le descoperi lucrurile, dar să te redefinești. Ceea ce e foarte bine. Frica, în esență, nu e negativă. Frica îți dă dimensiunea faptului că ceva nu e normal. Eu fac un felul următor. Mi se face frică. Pe mă interesează să mă eliberez de frica respectivă. Și o analizez. Da? Mi-e frică? A, hai să vedem de ce mi-e frică. Păi mi-e frică de. Păi de ce mi-e frică de? Păi pentru că ți-e frică de căsătorie, ți-e frică de aia. Da? De exemplu, eram 40 de căsătorie. Deci, în momentul în care săptămâna înainte să mă căsătoresc, am fost, zici că mă bătuse cineva. Și a trebuit să analizez. De ce? De ce? Ce înseamnă legătura căsătoriei? Ce înseamnă din punct de vedere energetic? Ce înseamnă din punct de vedere spiritual? De ce o percepeam ca pentru o care probabil libertăți și ala și toate astea. Și asta, de fapt, mă învățat să înțeleg ce înseamnă căsătoria și care e sensul ei. În momentul în care înțeleg treaba asta, nu o să spună, Doamne, dacă vrei, dar asta e. În probabil în momentul în care nu o să mai fie nevoie, nu o să mai fiu. Dar de ce mi-e frică? Păi, mi-e frică de aia. Mi-e frică de aia.
Să vedem ce se întâmplă. De multe ori frica e ca și boală. Un sentiment care îți dă că undeva ești defect. De ce? Păi se spune așa. De ce ți-e frică, de-aia nu scapi. Bun. Care este legătura între frică și realizare? Foarte simplu. Dacă mie mi-e frică de un lucru, ăla e lucru negativ. Dacă mie mi-e frică, înseamnă că în sufletul meu există ceva care rezonează cu lucrul ăla negativ. Corect? Deci asta înseamnă că ceea ce e în mine atrage lucrul ăla negativ. Corect? Deci, de fapt, eu îl atrag. Asta este și principiul cu bărbatul gelos își face femeia cu urmă. Foarte simplu, dacă el este gelos și o vede pe nevastă numai cu alții și o vede și cu ăla și cu ăla și cu ăla și cu ăla și mai și spune la un moment dat, proiectează, nu să se atrage și ceva. Ia mă să vedem cum e. Măcar să știu și eu dacă toți sunt bărbica. Și atunci, schimbarea fricii se face foarte simplu. Mi-e frică de ceva. Eu nu lucrez asupra celălalt ceva. Și asupra mea. Am curățat frica din mine, mă rezonez cu ce e în afară. Deci mie nu mi se poate întâmpla ce e în afară dacă nu există în sufletul meu. Și atunci eu curăț programul din sufletul meu. În măsura în care am voie. Că dacă e un program divin, nu pot să-l curăț. Dar dacă este un program... Asta funcționează, de exemplu, magia. Sunt... țigani fac. Vrăjitoarele. Programe de procese. Procese. Poliție, justiție, avocatură, deci tot aia. Program pe suflet. Atrage. Și automat îți face cineva o plângere penală. Și plângerea penală se duce acolo și aia, și aia, și aia, și aia. Și aia îți urmează cursul. Și poliție, și avocați, și la lașul. Și toată pleacă de la un program care e băgat în suflet. Și asta e tot. Televiziunea este un canal propice pentru inducerea fricii. Știrile despre crime, violuri, mențin frica în oameni? Absolut, nu. Știți ce se întâmplă? Hai să vă spun ceva. Frica din filme este o formă prin care omul ajunge să accepte o viață din ce în ce mai proastă. Adică, băi, The Independence Day, mamă, vin extraterestri și se bate armata americană. Uite ce se poate întâmpla. Și după ce vezi un film, care ajunge acasă, știi? Și îți comanzi o pizza, că n-ai bani de mai mult. Când ai o pizza, e $10, $20 sau cât e. Care înseamnă o mâncare proastă, nu? Și zice, oh, ce bine. Mă mânci o pizza, bei o cola și ce fericit ești tu în pătuțul tău la televizorul tău, că nu vine extraterestri. N-ați înțeles? Deci frica este o formă de manipulare. La televizor, da? Îți arată. Ce îți arată? Mama, acolo război. Acolo aia mor de foame, da? Păi când îi vezi pe aia, prin Nigeria sau pe unde sunt, că mor de foame în lagărul aia de campare. De... cum se cheamă? Și nu te gândești, mamă, ce bine eu, de bine, de rău. Am un lăptic acolo, o franzeluță, mai îmi iau un suc din când în când. Eu sunt tot fericit. Nici nu te gândești la mai mult. Păi de ce? Din moment ce îi vezi pe aia că mor de foame. Evident că ție-ți e bine. Da. În raport cu alții. Dacă tu nu ești la nivelul la care trebuie să fii. Și asta este o formă, da? Uite ce bine ție. Dar dacă vin vampirii peste tine. Vin vampirii, vin, cum se cheamă aia, care, vârcolacii, vin oamenii lup, vin, se cheamă Saga Amurgul Zeilor, sau cum e, și tu, fai, ce bine e țara noastră, e foarte bine. Nu te mai interesează nici flota, nu te mai interesează nici pământul. Lasă-l iau altul. Pentru că ești bine. Asta frica este o formă de manipulare, dar și absența ei. Dormiți liniștit, femeie vechează. Foarte bine. Dacă era cuiva frică, da? Se întâmplă ce? Dacă nu mi-a fost frică nimeni, dormiți liniștit. Veghem noi. Și asta este o formă de... Deci și absența fricii e foarte proastă, pentru că absența fricii te face să nu fii vigilent. Vigilența este frica
păzește bostănăria. Da? Deci vigilența este o formă de manifestare a fricii. Paranoia este o exacerbare. Da? Dar vigilența. Bun. Dacă nu ești vigilent, deci dacă n-ai dramul ăla de frică, te ia cu totul. Bine, acum, dacă vorbim din punct de vedere spiritual, acum depinde de fiecare. Dacă sunt om normal, e firesc să am o doză de vigilență. Ce fac? Unde mă duc? Câți bani dau? Să fie atenția. Când te lași seama în Dumnezeu, intri sub alte legi. În momentul în care ești un inițiat și lași cu Dumnezeu să decine la lucrul tău, e altceva. Te duci, frate, pe crucea ta. Adică, de multe ori, viața mea pare de neînțeles, dar să știți că sunt judecat așa de oameni care nu înțeleg. Că voia Dumnezeu nu înseamnă să ne duce toți în mănăstire. Voia Dumnezeu poate să fie absolut orice. Iar eu, ca să înțeleg, ar trebui să trec prin foarte multe mei. Deci, poate să fie manipulare prin frică, dar poate să fie manipulare prin pace. Ce preferați? As you like. Cu ajutorul fricii a reușit să vândă milioane de vaccinuri. Apropo de... Da, explică. Absolut. Afaceri, interese... Păi asta este o chestie foarte stupidă. Haideți să spun ceva. Orice vaccin antigripal, asta e o țeapă, dată de mai mari doctorii noștri. Orice vaccin gripal poate să cuprindă câteva rădăcini. Una, două, șase, șapte. Cu cât are mai multe, cu atât e mai prost. De ce? Păi foarte simplu. Pentru că cantitatea necesară să produci un anumit titlu de anticorp, sau mă rog, de ce e acolo, este normal că la același vaccin, dacă e împărțit în trei, o să ai de trei ori cantitate mai mică. Că nu poți să faci vaccinul atâta, să-i bagi 100 de rădăcini, da? Și atunci, îți faci vaccinul. Și devii vulnerabil la ceva. Am la un moment dat. Vine vecinul de sub maică. Da, nu și știu că ești doctor, să ne faci nouă vaccinul antigripal la mine și la familia mea. Și zic, eu nu vă fac. Zic, ce? Cum ai gândit? Dar ești doctor. Știu, dar nu fac. Dar de ce nu faci? Păi zic, foarte simplu. Pentru că circulă enteroviruză vă prinde cu imunitatea scăzută după vaccinare și o să vă căcați pe voi. Și zic, nu vă sfătuiesc să faceți vaccinul acum. Zic, eu nu vă sfătuiesc să faceți niciun vaccin. Bun. Nu trece o săptămână, mă întâlnesc cu pușteaca care era drăguța de aia. Și zic, ce faci? Nu foarte bine. Dar de ce nu faci bine? Am făcut vaccin. Și s-a întâmplat cum a zis dumneavoastră. De ce? Pentru că urmează o perioadă de... Plus că, ce înseamnă vaccinarea? Înseamnă să bagi acolo niște antigene. Care să creeze o reacție a organismului. O falsă reacție a organismului. Problema e că tu, voit, îți bagi corpul în șoc. Îl șochezi. N-amă! Ăla nu știe ce se întâmplă și începe să se crede toată aia. Deci tu ți-i bagi singur în șoc. Pentru ce? Ca să... Păi dacă vine unul care nu e de acolo, e din Asia, și vine cu o gripă care nu e în Europa, e în Asia, faci gripă. Și ai făcut și vaccin. Da? Deci dacă tu te duci și... că te duci într-o țară care unde sunt boli specifice, ia ceva să te vaccinezi. De ce? Pentru că sunt boile de acolo. Corect. Dacă să mă vaccinez pentru gripa din Europa, în condițiile în care e o prostie. Bun, și asta este... Vă văd cum a fost cu vaccinarea de la luate din Danemarca sau de unde au luat și au început să aibă copiii reacția adversă. Pe prostie. Soluția nu este să ne vaccinăm. Soluția este să ne creștem vibrația peste acel nivel la care nu mai contactăm boli. Iar frica asta este special ca să ne mai... Este special ca să ne ia bani. Banii aia să plătesc din banii publici. Sunt amorculoasă politic, de Uniunea Europeană. Nevoie de control, de putere. Tot. Evident. De ce? Hai să mă explic cum funcționează. Puterea ți-o dă poporul. Știți ce au arătat alegerile de referendumul? Referendumul a arătat că Băsescu nu are nicio investiție populară. În momentul în care ai 7 milioane de votanți împotrivă și ceilalți nu se manifestă,
înseamnă că oamenii respectivi, hai să vă explic ce se întâmplă în timpul votului. În momentul în care, din punct de vedere spiritual, dacă eu mă duc și votez, eu îți dau girul tău, meu, ție, căruia te-am votat. Vă dați seama câtă putere adună un președinte care are 250 de milioane de voturi? Deci, cu cât are mai multe voturi, un președinte capătă investiția mai mare. Da? La noi, când am fost ales, automat era nașpa. Dar acum, când ai 7 milioane împotrivă, sau 6, nu are importanță, 6. Și ceilalți nu s-au prezentat. Înseamnă că nu e interesant. Bun. Dacă nu e interesant, zice că sunt 3 care sunt cu tine. Dar restul sunt împotrivă. Asta înseamnă că ai mai mulți oameni împotrivă decât pentru. Și asta înseamnă că, din punct de vedere spiritual, reprezentantul unui popor reprezintă vârful subconștientului de grup. Și am o masă aici, mare, care a zis, noi nu votăm cu tine, noi nu avem treabă cu tine, și am o masă aici care te susține. Cam asta este puterea unui președinte ca Băsescu. Foarte mică. Problema nu este aia. N-am nicio problemă cu Băsescu. Nu mă interesează. Eu vă explic mecanismul. Deci, în momentul în care ai o masă de oameni, aceștia formează un subconștient de grup, suma voturilor lor se proiectează pe președinte și îi dă putere. Când ăștia sunt împotriva, asta a reușit să... În momentul în care tu pierzi voturile oamenilor, în momentul în care reprezinți girul, pierzi girul lor, investiția lor de putere. Fără să vrem, la un moment dat, noi proiectăm din puterea noastră asupra cuiva. Asupra celui în care credem. Da? Și în politică este la fel. Deci în momentul în care noi să votăm următorul președinte, îi dăm sau nu îi dăm girul nostru. Cu cât are mai mulți care îl votează, cu atât mai bine este și cu atâta putere are mai multă. Dacă are 50-50, se anulează reciproc. Uniunea Europeană este ok. Eu am început să demontez un pic Uniunea Europeană, că prea mă enervează. Ei aveau nevoie. De ce? Pentru că ne-a făcut să fim disperați să intrăm în Uniunea Europeană, deși n-am înțeles niciodată de ce. Eu să știți că n-am fost foarte fan să intrăm în Uniunea Europeană. Deși, teoretic, în perspectivă, automat totul tinde către Uniune. Deci, vrem de vreme, a trebuit să intrăm într-o Uniune. Dar nu mi-e indiferent cum. Deci, cum să vă zic eu, intri într-o Uniune, e ca și cum noi stăm la masă, dar tu mănânci dintr-un plic de aur, tu mănânci dintr-un plic de porțelan, tu mănânci dintr-un plic de cristal și mie îmi dai o oară de lut și o lingură de lemn. Că tu ești român. Asta nu e Uniune. Uniunea este dacă mâncăm amândoi toți în aceeași strachină. Ori mâncăm toți din oare de lut, ori mâncăm toți din oare de aur. Adică nu mi se pare corect ca tu să-mi vinzi mie ce faci cu mașini și mai știu eu ce, și eu să-ți fiu ție doar piața de desfacere. România nu mai are nimic. România nu mai are nimic, în afară de viticultură. Bine, atât. Da? Viticultura avem. Dar viticultura e pe butuci, zootehnia e pe butuci, industria sunt pe butuci. Deci nu mai facem nimic. Bun. Și noi cumpărăm. Noi doar cumpărăm. Nu se pare prea. Și atunci, cred că ar trebui schimbate rapoartele de forță. Și aici, cred că o să trebuiască să intervină cei care au cunoaștere și putere. Cum ne influențează frica într-o relație? Încă foarte rău. Cel mai vulnerabil este cel care care iubește cel mai mult. Cel care are mai mult de pierdut. Într-o relație este ideal să nu ai nimic de pierdut. Ca să poți să fii tu. Pentru că frica te face să accepti lucruri pe care, în mod normal, nu le-ai accepta. Adică, bine, Dumnezeu îmi vede toate treburile astea pentru smerenie, da? N-ai niciun ban, te duci la o persoană, stai cu omul respectiv, omul ăla ți impune legile lui, n-ai decât să taci din gură pentru că altfel pleci. Corect? Bun. Asta este o formă de frică. Dar este și o formă de smerenie, da? Dar eu, celor pe care îi cresc, îi sfătuiesc să aibă propriile lor surse de venituri. De ce? Pentru că în momentul în care ai sursa de venit, jocul tău, băi, nu mai depinde de tine să-mi dai bani să iau o pereche de chiros sau de cerac, când ai tu chef
Sau un pachet de țigări, dacă fumezi. Da? Îmi un pachet, ca un pachet sau un pachet de țărat. Și trebuie să-ți și zâmbești frumos. Mă duc și îmi iau. Deci trebuie mai întâi să treci prin treaba asta. Eu am trecut prin treaba asta. Mă rog, pentru că era mai sărăcuț. Mă rog. Și atunci... Șocul mic, jocul bun. Și mi-a dat seama ce nasol e. Să nu poți să spui că e frica. Frica de patron să te dea afară. Eu am fost apreciat. Pentru că eu spun adevăr. Și nu am fost apreciat pentru că spun adevăr. Adică motivul pentru care am stat foarte bine unde am stat este pentru că spuneam adevăr. Și motivul pentru care am fost dat afară de drum este pentru că spuneam adevăr. Și sunt foarte tranșant. Eu am lucrat pentru un domn foarte influent, nu vreau să spun pentru cine. Și la un moment dat, mă rog, eram în gara la doamne și la un moment dat mă întreabă doamna. Zice, dacă ești tu atât de bun psihanalist, de ce nu pot eu să dorm noapte? Și eu, care sunt așa foarte tranșant, i-am zis, pentru că dormiți cu mine și cu menajera. Și aveți 30 de ani. Și a zis, da, dar eu sunt foarte fericită cu viața mea. Zic, da, aveți o viață foarte fericită. Aveți viața unei păsări într-o colivie de aur. Bun. Evident, a trecut timpul. Și la un moment dat, dacă șeful meu, la care am ținut foarte mult și țin și acum, mie îmi place despre el, și iese din mașină și îmi deschide geamul. Și îmi zice, după vreo 2 ani, deci, vezi că păsărica a zburat. Din păsărica de aur, din colivia de aur. Deci nu întotdeauna a spune adevărul. Este un lucru foarte bun. Dar, apropo de analiza vieților noastre, eu vă sfătuiesc să nu vă fie frică să spuneți adevărul. Chiar dacă am plecat de atunci, în viața mea următoare în curs, mi-a fost foarte greu, perioada următoare, am învățat foarte multe, deci am avut niște schimbări în viața mea, radicale. Deci am făcut frig, am... dar nu pot să regret nimic. Și mă gândeam, ce s-a întâmplat dacă ar trebui să iau de la început? Și mi-am dat seama că am putere să o fac. Oriunde în lume. Nu mi-e frică. Nu mi-e frică. La un moment dat am făcut o ghidușie. Și ghidușia asta putea să mă coste. Și s-ar putea să mă mai coste. Ghidușia asta poate să mă coste foarte mult. Și m-am gândit unde aș cere azil politic. Și am ajuns la concluzia că există locuri în lumea asta unde m-ar primi cu brațele deschise. Abia mă aștept. Cum ar fi? Rusia, paranormalii de acolo, Statele Unite, paranormalii de acolo, Legiunea Străină, Thailanda, în Thailanda, cel puțin la nivelul de cunoaștere de acum, unde la Matrimiot. Copiii pot fi manipulați prin frică? De profesori? Păi, de părinți? Nu se poate altfel cu copiii. De multe ori. Dacă nu faci aia, nu te mai uiți la desen. Dacă nu faci aia, nu mai cumpăr jucării. Asta este o formă de frică. Dar nici nu se poate. Altfel. Deci trebuie să mergi pe principiul recompensei și eu. Vreau să vă spun ceva. Mie îmi place... nu mai pot de dragul psihologiei actuale, care este deranjat. De ce? Pentru că tot vorbește de iubire. Dar noi în viața nu e iubire. Da, o fi pentru noi, dar societatea în care trăim nu este așa. Eu tot aud cu domnul, dacă ești iubit, o, iubire, dacă ești iubire, te sfârșește pe cruce mâine. E problemă. Și atunci, eu judec relația și cu copiii mei prin divinitate. Cum
cum acționează divinitatea într-un anumit caz. Și eu am date concrete, da? Am pilda Luciferii, căderea Luciferii. Ai greșit? Zan. Corect? Corect. Ai pilda iertării. A lui Iisus. Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Corect? Corect. Ai pildele mai departe. Pilda lui Petru. A fost curat. De când am înființat prima mănăstire, au venit unii, au spus niște bani. A cerut justiție divină. Zan, au murit. Este pilda de pe vremea lui Moise, o familie, o dată, nu știu cum îl chema, care a sacrat pe pământul și a dispărut toate. Deci, chestii de genul ăsta. Și atunci îmi dau seama că lumea nu funcționează așa pe principiu iubiricii. Vai, i-a dat un cărămidă în capul meu. Vai, îmi vină să te iau în brață, ce minunat ești. Dacă n-a înțeles, n-a știut, dar trebuie să fac diferența. A fost rău, n-a știut. Că una este să mă supăr pe un copil că n-a știut. Deci ea, copilul, a văzut în Tom și Jerry că pisica trebuie spălată la mașina de spate, iar pisica o bagă la mașina de spate. Evident că o omoară. Nu poți să-l pedepsesc pentru asta, pentru că l-a văzut la tâmpenile alea, da? Evident că nu poți să-l pedepsesc pentru asta. Corect? Dar poți să-i explic. E mama. Dacă înțelege, nu va. Dacă deja devine a doua oară, adică îi explici, bă, nu-i bine să omori în gândac, da? Și el continuă să-l calce să vă dacă e zmațat, atunci ai o problemă acolo. Și tot așa. Și aici se intervine pe pedeapsă. Deci eu să spun ceva. Pedepsele, din punct de vedere divin, sunt și fizice. Mi-a dus cineva o poză, știi? Doamnă, vreți să-mi spuneți și mie ce puteți să spuneți despre doamna asta? Și era o doamnă general. Doamnă general, doamnă general, sunt doamne care au fost în altă viață ofițeri. Da. Soldați. Și astea sunt așa. Copiii trebuie să stea. Știți cum la ele? Fiecare stă la locul lui la masă. Se mănâncă într-un ritm. Se mănâncă numai când. Deci, genul. Își alăniază copiii, soțul. Toată lumea trebuie să facă ce vrea. Și dorința asta de control acumulează energie negativă. Evident că ea se fac mari, încep să facă ce vor ei. Ea mai du-te și lasă-mă că am așa. Și sunt ca și câini. Buf! Când pleacă copiii și n-ai știut să-ți fie apropii și pleacă de acasă, dar de ce nu mă iubesc copiii mei? Bă, dar ție nu se pare ciudat că din trei copii niciunul vrea să te vadă? Nu se pare ciudat? Nu se pare că ai greșit undeva? Nu, că ei sunt răi. Mă dă încolo. Nu, e clar că n-ai știut să-ți ia rău. Și în momentul respectiv, acum le-am făcut buf, supărare. Și vine momentul. Zup! Un arhanghel. Și rămâne cu o parte pleacă. Și de obicei, ăștia sunt paralizați. Bă, aia e pedeapsă divină. Că vrea să te ajute. Și îți mai plătești din ele, mai înțelegi, mai stai frumos în pat, mai... Eu am fost răcit. Și dacă nu eram răcit, nu aveam alte idei. Pentru că stând în pat, mi-a venit idei. Câteodată îți dă Dumnezeu. O perioadă de asta, și mai am o săptămână de stat. Nu știu ce mai am de înțeles. Și după săptămâna asta, cred că se schimbă cumva viața mea. Că o să mă uit așa și mă cam sparie ce văd. Dar mă rog. Știți cum e? Delfina duce ea, dă fiarcă. Dar părinții pot induce frici prin educație? Băi, e îngrozitor. Toate fricile părinților se duc pe copii. Deci, vezi câte mama de-aia în spate, am un cățel. Asta e obișnuit cu copiii. A crescut printre copiii mei, i-a văzut de când s-au născut. Asta când plângea un copil, venea să ne cheme. Și vezi câte mama de-aia. Dă pe mine de copil! De cățel, de aia! Evident, starea asta o transpine copilul și va fi la fel de handicapă ca și măsa. Problema este că părinții nu învață să-și rezolve problemele și le transferă copiilor. De multe ori, problemele copiilor nu sunt problemele lor veritabile, sunt problemele părinților. Și tu, de fapt, trebuie să te ocupi. Știți care Cezar și câinii? El spune Cezar, zice, nu trebuie să te ocupi de educația câinilor, trebuie să te ocupi de educația stăpânilor. Așa e și cu copiii. De cele mai multe ori, trebuie să te ocupi de educația părinților, nu a copiilor. Copiii au probleme și au boli din cauza părinților. Copiii au frici și angoase și complexe și frustrări și de toate din cauza părinților. Pentru că o femeie care e frustrată sexual, de ce e frustrată? De ce nu am orgasm? Dar de ce așa vrea să am orgasm? Dar de ce n-am? Dar asta e incapabil, nu poate să-mi facă un orgasm, la. Evident, face un câmp așa, îl gătește și cuidă. Lui bărbatul ăsta, oricum, e imun.
că așa sunt bărbații mai mult, și dă cui? Copilului, fetiței. Care ce va fi la rândul ei? La fel! Pentru că e un copil și e informat. Și cum se va forma? După mai câte. Chiar dacă vine de pe linia tatălui și are ca atenție, tatălui să zicem 90%, ea va prelua din fricile și angoasele numai astea. Care sunt spărat asta? Frica de a nu cădea, frica de bau-bau. Deci, e chiar drăguță melodia pe care a spus-o acum cu numim și că nu este de bau-bau, pe care o cântă copii. Da, pentru că aveam tendința să se sperim pe copii, că dacă nu faci, vine bau-bau. Acum a apărut frica... Te dau la țigani, cu sacul, mă rog. Acum a apărut frica de stafi. Pentru că apar stafi peste tot. Scooby-Doo cu stafiile, cu fantomele, cu alea. Și vă dați seama să spun întrebarea un copil de 4-5 ani. Da, există stafi? Și eu îi spun da. Eu nu pot să mint, mă ia nevastă mea. Tu cum poți să spui un copil de 5 ani că există stafi? Păi dacă există, ce să spun, că nu există? Există stafi. Și unde trăiesc ele? Păi trăiesc în casele bântuite. Zice, cum poți să spui un copil de 5 ani că există case bântuite? Păi dacă ăsta e adevărul, există case bântuite. Și? Și zice, și mă întreabă, și zic, păi zic, asta e meseria mea. Zic, mă mai duc din când în când casă bântuită. Și le curăț. Și trimit pe asta. Zice, cum? Tu faci așa ceva? Zic, da. Și ce faci cu spiritele astea? Nu chem pe Doamne, Doamne, pe Iisus. Vine și le trimite la locul lor. Și a crezut că s-a încheiat. Și n-am mai avut discuția despre stafii. Sunt stafii, există. N-am ce să fac. Unii copii le văd. N-ai cum să le negi. Drăguții, cât mai am cât un copil ăsta care are ochii deschiși. Și povestea mai lăsa. Zice, stă fiu așa. Și zice, uite la acolo un colț, făi ceva de coaghează. Să plece! Sunt. Evident că sunt frici induse. Frica de stafii, de moarte, de ală, de ală. Dar vreau să vă spun ceva. Frica, în esență, este pozitivă dacă înveți să ți-o învingi. Cum o învingi? Se le cheamă expunerea la stimă. De ce mi-e frică? De zbor. Fac toate ore de parașutism. Fac ore de zbor. De înălțime. Mă duc pe munți. De apă. Mă duc să învăț în nou. De mașină. Mă văd. Eu nu mi-am luat carnet pentru că mi-a fost frică. Învăț să conduc. Învăț să... Și am zis, stai și mă gândeam, știți că toată lumea, eu vreau o mașină mai tare, mai tare, mai tare. Și stai, mă, zic, dar de ce faci ca? Și nu am nicio problemă. Mi-a avut o mașină avea 600 de cai. Și îmi fac o mașină de 600 de cai. Și știa tot să-i dau siderați la mine. Și eu mă întrebam. E clar că pentru ei e o problemă că am 6, că are 600 de cai. Dar mie de ce? Pentru mine de ce nu e o problemă că are 600 de cai? Păi dacă eu am condus tank, ăla are 1500, nu? Deci o mașină de 600 de cai. N-are cum să fie mai puternică decât... A, merge mai repede, dar nu e mai puternică. Și atunci eu n-am o problemă. Deci eu nu am noțiunea de putere. Poate să fie 2000 de cai. Nu spune nimic. Pe mine m-a interesat, dar trece de match 1, match 2, atunci da, aș avea o problemă. Dar care 1006, nu am nicio problemă. De cai. Asta vine din viețile tale trecute și din etapele pe care le parcurs. Frica și iubirea le determină comportamentul. Frica exclude iubirea? Știți? Frica de a nu pierde pe cineva este îngrozitoare. De ce? Frica de a nu pierde pe cineva devine, face ca iubirea să devină posesivă. Și devine sufocantă. Frica asta te paralizează și te face să te greșești. Știți, americanii spun, you try too hard. Da? Te stăldui prea mult. În momentul în care ți-e frică să nu pierzi pe cineva, începi să te stăldui prea mult. Străduindu-te prea mult, începi să faci greșeli. Vreau să-mi fi foarte frumosat pe episod. Una care creștea pinguini. Mă rog, da. Nu mai știu cu cine am. Era cu Ben Stiller sau cu cine era, nu știu, era cineva și tot încerca să convingă că iubește și făcea. Nu, mă rog, am. Și a început să facă din ce în ce mai multe tâmpenii până la cele mandat de restricție împotriva lui. Deci ea l-a împiedicat cu poliția. Pentru că el atât să străduia să era de cu iubește, că a început să facă numai tâmpenii. Aia este de mine. Deci iubirea prea mare și iubirea necontrolată devine obsesie. Obsesia este îngrozitoare. Și e dureroasă și pentru cel care o simte. E dureroasă și pentru cel față de care se simte. Da? Pentru că omul ăsta
te așteaptă acasă, intră peste tine un pat. E în stare să te omoare dacă nu vrei să fii al lui, pentru că trebuie să fii al lui. Sau al ei. E în stare să facă cele mai nebune lucruri. Dar asta înseamnă, de fapt, depersonalizare. Și o lipsă de stimă de sine. Pentru că numai că vei o lipsă de stimă de sine, poți să îmbraci forma obsesivă. Da? Există cazuri. Am pățit și eu, evident. Dar în spital era un pacient care se îndrăgostise de o doctoriță și așteptam fiecare zi cu un buchet de flori. Să o conducă la mașină, să o invită undeva. Noi trebuia să o ascundem, etc. Asta devine obsesivă. Când omul nu înțelege că nu, iubirea se poate transforma în ură. Și atunci poate să devină periculoasă. Dar, pentru că frica de a nu pierde, nu face decât să fie al altul mai bine de omoare, cu mâna mea. De asta poate să fie periculoasă. Ori, trebuie să înțelegem că nimic nu e al nostru, nici măcar o persoană, că nu putem fi stăpâni pe spiritul ei, pe gândurile ei, pe nimic. Și atunci, iubirea adevărată, Doamne, te iubesc, dacă ți-e bine lângă mine, te iubesc cât ești lângă mine, dacă ți-e bine lângă altcineva, te iubesc și ți-e bine lângă altcineva. Asta este deosebirea între iubirea sexualizată și iubirea divină. Când iubești pe cineva, ești de acord să fie bine în orice condiție, chiar dacă condiția asta nu implică pe tine. Îmi vine Doamna la mine și zice, Doamna Doctor, să fac învățare. De ce nu? Păi zice, soțul meu mă așa. Și ce să faci, Doamna? Măi, se duce și el ca băieții. Se simte și el. Bine, vine acasă, relaxat. Eu făceam muzică. Doamne Doctor, cum puteți să vă duceți? Zic, Doamne, zic, fiți atent, zic, aveți un băiat. Da. Am revenit, nu, da. Eu sunt în terapie, sunt așa mai foarte, zic, și prietena asta lui o pune la care e ochii mari. Cred că da. Și vă bucurați dacă e o bună, bine și e fericit? Da. De ce nu poți să faci acea lucru față de soțul nostru? Cum, domne doctor? Păi zic, da. Pentru că pe băiatul dumneavoastră iubiți. Pe când față de domnul dumneavoastră manifestați posesie. E o mare deosebire. Dar am pus-o pe gânduri. Zic, în momentul în care o să puteți să iubiți, fără să vă mai deranjeze că și-o pune el cu alta, atunci o să-l iubiți cu adevărat. Și nu o să vă mai deranjeze. Dacă dumneavoastră suferiți, problema nu e el. Problema sunt toți dumneavoastră. El nu poate decât să cere să facă ceea ce poate să facă. El îți scăde ca mașina de crescut, ce nimeni ești. Sau, mă rog, poate să gea o amantă oficială. Dar zic, dumneavoastră, dacă suferiți, problema e asta. Păi și zice, dumneavoastră v-ar poveni? Zic, doamna, zic, știți, și eu am fost pus în această situație. Și zic, și eu trebuie să mă gândesc la treaba asta. Și vreau să vă spun că am și acum o fată la care țin foarte mult, sunt convins că și ea ține foarte mult la mine, dar fiecare e altă persoană. De ce? Pentru că împreună am ajuns să ne batem. Și am luat concluzia că împreună nu putem să conviețuim, deși ținem foarte bine mult unul la altul. Și eu mă bucur dacă ea e fericită și m-aș bucura, nu știu exact, să știu și ea se bucură, dacă eu sunt bine. Și cred că am depășit stadiul la care e femeia mea și dacă nu, atunci nu mai. Sper. Cum a ajuns să nu se gândească prin frică și prin iubire? Deci, în imaginația că omul pe planeta Pământ a trăit foarte puțin prin iubire. Primul păcat. Deci, la primul păcat a apărut deja frică. De ce? Păi, pentru care a greșit, a apărut sentimentul rușinii. Sentimentul rușinii este după celălalt frici, da? Rușinea de ce va zice Dumnezeu. Este frica de ce va zice Dumnezeu că sunt gol. Nu? A, da. Asta este unul. Deci, automat, de la căderea lui Adam și Eva, a apărut frica. Frica de pedeapsă. A fost pedepsit. Femeia se nască din durere. Ce automat apare. Apare blestemul divin. Se naște din durere. Da?
Iar tu să strudești pâinea în fiecare zi. Deci noi suntem destemați să muncim pe planeta asta pentru pâinea de fiecare zi. Doar când ieșim de sub presiunea asta, avem, mă rog, posibilitatea să câștigăm altfel bani sau să nu facem mai nimic. Ei, deci frica a existat de la crearea acestei planete. Frica, oricum, există înăuntru ei de la căderea luciferică. Deci omul are automat în el și frica. Frica de Dumnezeu și frica de cer. Nu se poate altfel. Atât timp cât omul este la stadiul de larvă, deci de șarpe Kundalinii, ăla este îngerul căzut, deci el are automat memoria fricii mi frici. Frică primordială. Poți ajunge să fie frică inclusiv de posibilitatea de a nu fi frică de nimic? Nu. Cred că inevitabil va fi frică de ceva. Frică că îmbătrânești. Te afectează. Frică că poți să te îmbolnăvești. Te afectează. Frică că se poate întâmpla ceva rău cuiva drag. Te afectează. Inevitabil. Deci nici nu se poate altfel. De ce? Pentru că spiritele noastre, deci noi nu suntem perfecti, deci automat o să trece prin încercări. Copiii noștri nu sunt perfecti. Deci atunci automat ei o să treacă prin încercări. Și cu cât sunt mai imperfecți, cu atât încercările lor sunt mai grele. Deci când ai înțelepciune, deja le vezi. Prin ce trebuie să treacă el ca să ajungă la un moment dat unde trebuie. Deci... nu cred că e cineva care să fie în pericol, să nu-i fie frică de nimic. Deci, poate să nu fie frică de Dumnezeu. Corect. Poate să nu fie frică de demon. La un moment dat, Părintele Argatul spunea, nu mi-e frică de demon. El. Mi-e frică de oameni care se folosesc de demon. Deci, treci la alt nivel al fricii. Amințând într-o zi, ai căpătat nemurirea. Nu s-ar fi frică ceva și nu te-ar lua frică? Bă, acum știu, am 70 de ani care să realizez asta. Perfect. Dar dacă o să am un miliard de ani, ce fac în timpul ăsta? E o frică. Există frică. De ce este frică omului obișnuit? Să se pună într-o poziție de responsabilitate pentru ceea ce creează. Și ce se întâmplă? E vorba de sistemul educațional. Sistemul educațional e prost. Sistemul educațional, deci s-au luat două grupe de copii. Și unii au fost răsplătiți pentru că se străduiau să facă ceea ce aveau de proiectul și ceilalți au răsplătiți pentru proiect. Pentru îndeplinire. Deci unul pentru străduință, unii pentru îndeplinire. În timp, rezultatele au început să scadă la aceștia care erau răsplătiți pentru proiect. Noi suntem crescuți ca răsplată pentru îndeplinirea proiectelor. Nu pentru străduință. Și automat, ce se întâmplă? Încep să cauți praguri din ce în ce mai mici, ca nu cumva să ai eșecuri. De asta avem frică de eșec. Noi nu suntem, noi răsplătim ce? Învingătorii. Nu pe cei care se străduiesc să ajungă la victorie. Asta e sistemul, corect? Și atunci, ce fac învingătorii noștri? Ajung la un nivel, dar nu îl depășesc. Trebuie să vină altul de jos să-l depășească. De ce? Pentru că el stagnează. Și atunci, vreau să spun în felul următor. Din cauza că sistemul propovăduiește frica de eșec, oamenii nu-și mai asumă responsabilități. Chiar dacă există eșecuri. Înțelegeți? Pentru că ceea ce te face să-ți poți să-ți asumi o responsabilitate este inclusiv posibilitatea unui eșec. Bun, poate să fie un eșec. Da, frate. Și atunci oamenii nu vor să aibă eșecuri. De ce? Pentru că, evident, să vă spătiți campioni, cei care s-au zbătut să facă ceva.
Nu interesează prima dată că ai zbătut. Te interesează dacă ești campion. Corect? Bun. E firesc! Dar oamenii își asumă din ce în ce mai puțin responsabilități. Și atunci, până și campionii sunt din ce în ce mai rari. În sporturi, în absolut tot ce. Pentru că nu-și mai asumă. Nu-și asumă competiții, nu-și asumă antrenamente, nu-și asumă pierdere. Nu-și asumă nimic. Și, din contră, începem să facem transfer de responsabilitate. Adică nu mai gândesc eu. Mor de dragul ăsta. A zis Argeșanu. Când zice cineva așa, mă enervează. De ce? Păi n-are importanță că am zis eu. E important dacă e adevărat. Dacă e adevărat. Trece-mă prin filtrul tău. Nu că a zis Argeșanu. E vorba dacă e un adevărat. Și un adevăr este adevărat, indiferent că spune Argeșanu sau l-a spus Iisus Hristos. Sau să-l spună, sau l-a spus Mahatma Gandhi sau Buddha. Adevărul este același indiferent ce le rostește. Și atunci se fac transferul de răspundere. Mi-e teamă să fac o afirmație pe care o judec eu, de teamă să nu greșesc. Și îl investesc pe altul. Zi tu. N-am eșecuri. Dacă este prost, e altcineva de bine. Că așa merge. La mult pe cine? Pe cei din funcție. De ce? Pentru că ei sunt de bine în lume. Oamenilor le este frică să trăiască. Frica de viață pleacă de la frica de moarte? Nu. Frica de viață pleacă dintr-o educație greșită. Oamenilor le teamă de ce zic ceilalți. Au nevoie de recunoașterea celorlalți. Și au nevoie de... Știți, în viața mea am intrat de multe ori în contradicție cu familia mea. Eu sunt ca tren. Și întotdeauna am fost ca tren, nu știu de ce. Fratele meu avea o expresie, sunt ca un icon sovietic, știi? Și mi-a plăcut așa, am rezonat. Nu mă interesează. Eu cred că ăsta e drumul ăsta meu. Bun, dacă greșesc, este pe principiu mai bine să greșesc pe capul meu decât să fac bine pe capul tău. Pentru că dacă greșesc pe capul meu, măcar nu văd ceva. Dacă fac bine pe capul tău, nu o să înțeleg niciodată nimic. E ca și cum mai pune toată ziua pe păstru și mergi încolo, și încolo, și încolo. Dar nu vezi nimic. Și atunci este pe principiu că e mai bine să înveți. Eu, copii, am avut șansa să am un maestru de arte marțiale, pe Sensei Mureanu, care ne-a învățat în felul următor. El nu spunea, bă, fă așa. El spunea, știi, dacă faci așa, ies așa, dacă faci așa, ies așa. Verific. Și tu făceai. Și evident că alegeai până la urmă ceea ce era mine. Ei, prin faptul că am fost educat în artele marțiale așa, m-au făcut să știu să iau propriile decizii. Bune, rele, mi le-am asumat. E, dar nu toți cresc așa. Și atunci le este greu să iasă din niște tipare, le este greu să... plus că au nevoie de recunoașterea părinților, au nevoie de recunoașterea societății. De multe ori fetele trec de la părinți direct la soți. Și atunci trec, schimbă, cum să vă zic eu, o obediență cu altă. Adică au fost învățate să asculte de părinți și după aia, după ce nu stau bine, și să mărită. Și trec într-o altă ascultare de alt tip. Și din cauza asta nu mai au timp să se manifeste. Eu îi sfătuiesc să stea foarte mult singur, să învețe cine sunt. Mi-am făcut Finlanda. Finlanda este o țară atee, dar e mai apropiată de Dumnezeu decât România, să știți. Deci Dumnezeu îi iubește pe finlandez. Să mă iei de Dumnezeu. Și n-am nicio credință. Deci la ei nu există. Vreau să spun ceva. Biserica ortodoxă era foarte mare și frumoasă și era goală. Ei au dat afară pe preoți. Ei au dat afară Biserica Catolică. Biserica Ortodoxă. Tot au dat afară. Și bine l-au făcut. Și au doar cu spiritele naturii. Respectă natura, respectă justiția, respectă Domnul. Bun! Știu care sunt valorile, știu care sunt criteriile, e frică de poliție, deci am niște chestii foarte drăguțe. Dar sunt, din punctul nostru de vedere, sunt atei. Dar ce mi-a plăcut la ei? La 16 ani copiii pleacă de acasă. Își iau un job. Au câte două servicii, își fac facultățile. Cel mai bine mecanic de mașină, de la mine, de la radio, avea 16 ani. Avea un apartament pe care, de trei camere, pe care plătea 1000 de euro pe lună, în Helsinki.
și își făcea școala, era și mecanic de mașină de raliu și avea și singur, 16 ani. Eu stau la mama până la 30 de ani. Pentru că așa este educația noastră și e proastă. Sunt mai liberi. Sunt mai liberi, învață să gândească, învață, toți știu, două, trei limbi străine, învață să se adapteze societății. Când ești tu cu tine și ai fost tu cu tine de mic, e altceva decât când stai de fusta mamei. Care este legătura între frică și libertate? Libertatea înseamnă absența fricii. Când ți-e frică, nu mai ești liber. Orice frică te leagă. Orice frică te leagă de obiecte de care ți-e frică. Ți-e frică de moarte, te leagă de moarte. Ți-e frică de viață, te leagă de aia. Te frică de, te leagă de. Ți-e frică să nu pierzi, o să fii. De ce? Păi foarte simplu. Frica te leagă exact de obiecte de care ți-e frică. Și atunci, a fi liber înseamnă să ne eliberezi de frici. De frica zilei de mâine. Nu spune Hristos, ajunge grija zilei de azi, să trăim mâine, nu se știe. A zis ea toate. Câteodată greșesc. Și îmi dau seama că greșesc. Și îmi întreb pe șeful. Și eu mă iau. Eu am o problemă asta cu frica de a nu greși față de Dumnezeu. Și asta e greșită. Dom'le, e greșit să-ți fie frică să greșești? Și îmi zice, mergi. Și nu, la început nu înțelegeam. Adică, cum? Am greșit? Eu sunt de la aș vrea să-mi dau capul de părinți, probabil, ca evrei la zidul plângerii. Și mie mi se spune, mergi. Și nu înțeleg. Și la un moment dat a zis, bine, hai, merg, eu sunt de la acolo. Și mergi. Bun. Și stau să mă gândesc, bun, și de ce îmi zice Dumnezeu merge? Deci nu-i supărat pe mine, am făcut tot în penii. Și totuși îmi spune să merg. Și îmi dau seama, când mă urc în urmă, că până și tâmpenia pe care am făcut-o, a fost corectă, pentru că asta m-a făcut să înțeleg ceea ce înțeleg acum. Oamenii rămân stagnați, rămân, cum să vă zic eu, ancorați în greșelile lor. Și nici măcar nu se iertă pentru ceea ce au greșit. Asta e și mai rău. Deci ei rămân cu frica, ce o să bai? Era o femeie și a făcut 7 copii și a făcut să nu avort. S-a pierdut să nu au copii. Și ea nu se putea, deci nu putea să doamnă de frică, pentru ce să... Cum o să duc pe ea să zic, Dumnezeu, că a pierdut un copil. Deci nu se ierta să te întrebi asta. Frica de nou, de schimbare, unde pășim? Asta este una dintre cele mai grele. De ce? Noi trăim în ceea ce se cheamă o zonă de confort. Ne facem o bulă. Of! Bă! Nu, știi cum e pute, dai călduț? E cam așa, e bula noastră de confort. Nu e bine, nu e sănătos, asta e acolo. Sau cum ziceam un prieten al meu, că te cam obișnui cu rău. Și când te obișnuiești cu rău, stai acolo, că băcanii Europa pe care îl cunoști. Bun. Ei. Și nu e bine, pentru că nu mai evoluezi. Și atunci ce face, Doamne, Doamne? Te scoate din bula ta de confort. E rău când nu te scoate. Dar, dacă e cel mai bun lucru, se întâmplă ceva rău. Și o profesoară de mea de psihiatrie spunea, domnule, că să nu se întâmple nimic, mai bine să se întâmple ceva rău, tot e mai bine. Și te scoate din bula aia de confort. De cele mai multe ori, eu sunt pe următorul principiu, dar fără să vrea. Eu, dacă am intrat într-o bulă de confort, mă simt bine. Mi se pare că mor. N-am aia. Eu trebuie să fiu ca și rechinii, și țin mișcare continuă. Și nu pot să stau într-o bulă. Când stau, încep să fac criză de nervi. Și atunci îmi dau seama ceva nenorm, deci că trebuie să merg. Și îmi caut altceva, o altă activitate. Uf, să merg pe aia. Ei, ce înseamnă ieșirea asta din... E bine să încerci orice nou. Orice. Că să desenez, că dansez, că învăț o profesie nouă, că mă duc să fac cursuri de, nu știu ce, pirogravură, de pictură pe sticlă, să încerc ceva nou. De ce? Aia te duce într-un alt mediu. Te duce și întâlnești alți oameni. Se face un schimb de energie. În momentul în care
Stai, stagnează ciul. Stagnarea ciului înseamnă moarte. Mișcarea ciului înseamnă viață. Deci, indiferent ce faci, dar fă tot timpul ceva nou. Eu de asta, eu trăiesc prin proiecte. Eu am proiecte. N-am cincinale, da? Pe 2 ani. Pe 3 ani. Pe 4 ani. Pe 5 ani. Proiecte astea ale mele fac să-mi dea o motivație să merg. Nu mă văd exact cum sunt acolo. Dar știu că sunt pe cale. Și atunci, fiind pe cale, învăț. Învățând, automat mă schimb. Automat. Și învățăți-mi schimbarea mea, automat îi schimbă și pe alții. Și de asta, ce pot să-i sfătuiesc? Băi, ai o viață de aia eternă. Casă, servici, servici, casă. E clar că ceva nu e în ordine, nu? Fie intri într-o relație și aia schimbă complet ecuația, fie îți cauți o profesie nouă, fie un loc de muncă nou, fie un hobby nou, fie orice altceva nou, fie schimbi țara pentru Dumnezeu, cu poți la oră. Dar poate să fie acela rolul tău? Poate că trebuie să fie rolul tău? Perfect! Poate că trebuie să fie rolul meu și între rolul meu să stau la cabină, să dea și mă gândeam. Să știți că mie nu mi-e foarte drag să stau la cabină, dar... Păi, sunt... Că mai bine așa, cu o fată frumoasă, e foarte drăguț, dar am mare majoritate. Am cât 90, nu 90. Hai zice, 70% babe depresive, da? Bun. Nu e foarte drăguț să stai tot timpul de vorbă cu oameni care nu vor să trăiască în condiția în care viața umblă în tine, da? Și mă simt așa câteodată. Îi ziceam fostei mari neveste. Mă simt ca un cal de rasă înhămat la o căruță. Nu pot. Turbez. Și atunci, eu mie îmi trebuie activități. De asta am ales raliurile. E o energie, o căutare pe care eu trebuie să o consum. Nu văd de ce să mă duc pe Everest. Au fost alții. Nu văd de ce să mă duc la Polul Nord. Au fost alții. Probabil dacă nu era Polul Nord, mă duceam la Polul Nord. Dacă nu era descoperit. Și atunci eu mi-aleg lucruri nedescoperite încă. Da? De asta am mers cu partea cu magie. Că nu era o parte științifică asupra magiei. De asta am mers pe artele marțiale. Pentru că artele marțiale, nu știu dacă sunt cărțile, sunt foarte frumoase. Arată partea fizică a artelor marțiale. Dar nu arată partea spirituală și subtilă a artelor marțiale. Și atunci, evident, că am mers pe căile nebătătorite. Nu ați văzut niciodată pe zăpadă, cu voce ninge, așa, și să fie așa tot unis, și să te duci și să te duci în spate să vezi doar numele tale. Aia e frumos. Aia îmi place mie, personal. Alții vor cu târla. Mă rog, fiecare cu turma. Mă rog, fiecare cu un pare. Dar mie îmi place să merg așa pe zăpadă. Și să nu fie urmă. Ce putem face pentru a nu mai fi manipulați și controlați prin frică? Unu, trebuie să scăpăm de propriile noastre frici. Deci singurul mod în care eu pot să fiu manipulat este prin propriile mele frici. Dacă am o frică relativ la bani, o să fiu manipulat prin frică relativ la bani. Dacă eu am o frică relativ la manipulare, o să fiu manipulat prin asta. Dacă eu am o frică relativ la iubire, la sexualitate, la, o să fiu manipulat prin treaba asta. Dacă mie nu mi-e frică, că pot să fiu părăsit de pe femeia de lângă mine, de ce nu mi-e frică? Pentru că slavă Domnului sunt destul. Pentru că am încredere în mine. Pentru că chiar dacă e să întâmple, supraviețuiesc. Da? Dacă mie nu e frică că mâine nu fără niciun bani. Și care fără? O iei de la început. Da, era un exemplu. Florin Călinescu, că a vândut la Tarab. Da, și am fost paznic la Romaia. Deci dacă nu ți-e frică că ai putea să-ți pierzi din, cum să spun eu, nu atribute. Cum se numesc? Tot felul de beneficii pe care ți le dau un anumit statut. Rom. Și poți să renunți la el. Da? Că unul de ce este? De ce? De ce e teamă unui politician să renunțe la scaunul lui? Păi pentru beneficii, pentru că are ca ministru, da?
Pentru că dacă, știi ce mi-a plăcut mie dacă aș fi ministru? Doamne, mi-a plăcut să am girofar. Mi-aș pune girofarul pe Subaru, să pot să merg cum vreau. Aia mi-ar plăcea. Vă dați seama, pierzi treaba asta, pierzi faptul că să spune domnul ministru, poți să pierzi locul unde poți să intri, pentru că poți să intri oriunde. Deci sunt niște, cum să numesc, beneficii pe care ai datorită funcțiilor. Dar în momentul în care nu te mai interesează funcția, titlul, beneficiile pe care ai, știi ce mi-a plăcut mie la tatăl meu? Tatăl meu a fost diplomat. A fost prin medii. De toate felurile. Asta nu l-a împiedicat să întoarcă la țară. Și să rămână acolo. Putea să stea foarte bine în București, dar prefera să stea la țară. Și am întrebat de ce. Și mi-a zis, măi, zice, eu l-am văzut pe toate. Și zice, nu regret viața mea. Nu regret ce am făcut. Dar zice, fac o deosebire între realitate și spoia. Și ce vedem noi de multe ori este spoia. Adică este cu tot coada și mai mult mai aproape de pământ. În momentul în care poți să faci deosebirea între realitate și spoială, atunci nu te mai deranjează pierderea unor beneficii și atribute din astea. Dar putem să scăpăm de aceste frici de pe zi pe alta? Nu. Deci cred că ceea ce poate să scape de frici este conștiința de sine. Este identificarea fricilor, scoaterea lor la lumină. Fricile astea sunt ascunse, se manifestă la un moment dat. Să știți că, apropo de frică, se poate face un exercițiu foarte simplu. O imaginez frica mea. Orice frică. Frica de moarte. Îmi imaginez frica mea. Asta este o chestie pe care o făceam în regresie, ca formă de relaxare. Nu mai fac. N-am timp. Sau la... și la seminare făceam. Și îmi imaginez frica mea, o învălui în lumină și iubire, când dispar. Și salut. Și nu mai apare? Nu mai apare. Dacă este anihilată cum trebuie, nu mai apare. Dacă eu am ajuns la conștiința faptului că numai viața mea e mâină în Dumnezeu, moartea, nu este un accident. Și înțeleg treaba asta, nu mai are ce să fie frică de moarte. Eu am un pilot care mi-e foarte drag mie. Și îl cheamă Colin McRae. Și ăsta a fost un tip foarte nebun. Deci avea o mașină de... o răbciugă de mașină cu care a ajuns campion. După aia, mă rog, a trecut pe tot felul de mașini. Era unul dintre cei mai spectaculoși piloți, dar distrugea mașina. Și are o zi, se cheamă The Mad Day, adică ziua nebună, în care are două accidente cu Ford. La unul din accidente, la cât de amețiți erau alături sensibili și au descoperit mai târziu că și termină cursa. Mașina nu mai avea pot, nu mai avea parbriz, nu mai avea spate. Și termină cursa. Și moare într-un accident de elicopter. Înțelegeți? Deci n-a murit în accident de raliu. Da! A murit într-un accident de elicopter. Ați înțeles ce vreau să spun? Și atunci pentru ce o să-ți fie frică? Ei, în momentul în care depășește lumea. Și mai e o chestie. Apropo pentru creștini, pentru cei care sunt practicanți, mai refer, că creștini suntem toți. Psalmul 50. Când spui, stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai rătos decât zăpada mă voi albi, te eliberează și te frici. Iar psalmul care te eliberează cel mai bine de frică, este Psalmul 22. Că de voi și umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme, că și Tu ești cu mine, Doamne. În mijlocul morții. Asta înseamnă întărâmul de dincolo. Adică, orice ar fi, dacă Dumnezeu e cu mine, pot să merg cu mine. Și mai o chestie. Eu am supraviețuit în foarte multe din războaie. Și în toate viețile mele trecute. Și un lucru e foarte clar băgat în inima mea. Și anume, că
că supraviețuiești la foarte multe războaie și la gloanțe și la sârbi și la... Te întrebi, dar eu de ce am scăpat? Deci vine o ploaie de sulițe, de cum se cheamă? De săgeți și tu scapi și poc, 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 toți mor pe lângă tine, nu? Și tu rămâi în picioare. Și după aia nu te întrebi, dar de ce eu? Dar de ce a trebuit să supraviețuiesc? Și supraviețuim la tot felul de chestii de-astea care au fost pentru mine și nu numai războaia din... ci și în viața asta. Îți dai seama că nimic nu se poate întâmpla fără voia lui Dumnezeu. Și că nimeni... Și aici este farmecul. Că frica... Pe ce se bazează? Frica față de biserică se bazează pe blestemul preotului. Pentru că se aude la blestemat preotul și a murit copilul, familia, etc. Asta se povește. Niciun preot n-are drept de viață și de moarte. Se bazează pe frica că ar putea. Dar nu e ceva. Domnule doctor, emisiunea noastră a ajuns la sfârșit. Dacă mai aveți vreo concluzie sau ceva de spus celor de acasă? Eliphaz Levi spunea la un moment dat că un maestru poate să fie maestru până nu și-a învins toate fricile. Și de ce? Pentru că să știți că numai atașamentele ne țin legați de pământ, ci și fricile. Știți că există o frică de ce? Există o frică de bine. Eu am descoperit la mine frica de bine. Adică, am avut... Nu cele mai... Eu recunosc, n-am avut un băiat foarte drăguț în viețile mele. Și atunci, evident că în viața mea au apărut femei care erau oglinda mea, nu? Și în momentul în care dai peste o femeie cu care te înțelegi bine, ți este frică că ar putea să fie bine. Există o frică de bine. De ce? Pentru că te-ai obișnuit cu rău, cu bătaia. Și când te-ai obișnuit cu bătaia, există chiar și frică. Și atunci, deci, în evoluția spirituală, trebuie să aveți în vedere foarte clar eliberarea de frici. Și, deci nu se poate. Eu când erau pe ăștia, mi-e frică să not. Mi-e frică de aia. Băi! Deci dacă vrei să evoluezi din punct de vedere spiritual, nu există. Că poți să evoluezi dacă nu treci peste frica asta. Mi-e frică de foc. Mi-e frică de înălțime. Păi cum o să zbor, mă? Dacă ți-e frică de înălțime. Că nu o să te ridici de pe pământ. De frică. Dacă ți-e frică de, eu știu, ce vreți voi. Și atunci trebuie să vă eliberați de fricile astea. Cea mai bună soluție îți pune la stimă. Ți-e frică de câini, ia-ți un câini. Ți-e frică de șoarci, ia-ți un hamster. Ți-e frică de șerpi, eu am avut șarpe în casă. Șarpe de casă. Am avut în casă. Nu l-am ținut mult, că nu m-am lucrat pe cel tata de el. Dar eu am avut șarpe în casă. Pentru eliberarea de frică. Mi-a fost frică de șerpi. Și atunci, nu știu, eu instinctiv am făcut. Eu m-am dus către ce mi-a fost frică. Direct. Special. Că simțeam că nu are de ce să fie frică. Nu trebuie să fie frică. Nici de demon, nici de Dumnezeu. Nici de rai, nici de ea. Nu trebuie să fie frică de mine. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm și la alte ediții. Cu drag. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm cu drag și la următoarele ediții. O seară plăcută vă doresc!